Bună dimineața tuturor și vă doresc ca moderator al acestui simpozion. Bine ați venit la simpozionul intitulat Fericiți aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. E un moment binecuvântat pentru noi, faptul că putem să ne întâlnim astăzi în această formulă cu oaspeți deosebiți și pentru a începe, vom începe mai întâi cu o rugăciune. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să recităm împreună psalmul 1, așa cum îl avem afișat în fața noastră pe ecran. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericit omul care nu umblă după sfatul celor răi, nu zăbovește pe calea păcătoșilor și nu se așează în adunarea celor care batjocoresc, dar își găsește plăcerea în legea Domnului și la legea Lui cugetă ziua și noaptea. El este ca pomul sădit pe malul apei, care dă rod la timpul potrivit. Frunzele Lui nu se veștejesc și în tot ce face are succes. Nu tot așa este cu cel vrăjiți, nu tot așa. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea nu se vor ridica cei nelegiuiți la judecată, nici cei păcătoși în adunarea celor drepți. Cunoaște calea celor drepți, iar calea celor nelegiuiți duce la pieire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, stimați invitați și dragi participanți, deschidem așadar acest moment special, acest simpozion, invitându-l pe preasfințitul Iosif Păuleț, episcop al Dieceziei Romano-Catolice de Iași, să ne adreseze un cuvânt de salut. Preasfințită, aveți cuvântul. Stimați invitați, dragi participanți la acest simpozion biblic, în primul rând, doresc să vă adresez tuturor salutul meu călduros de bun venit la acest eveniment. Bine ați venit la Catedrala Romano-Catolică din Iași, care găzduiește astăzi acest simpozion biblic. Îmi face o deosebită plăcere să salut inițiativa celor două oficii diecezane, respectiv Oficiul pentru Pastorația Biblică și Oficiul pentru Ecumenism, care au organizat acest simpozion biblic. În prezența confraților noștri și în preziua Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu. Simpozionul reunește interesul crescând pentru aprofundarea Sfintei Scripturi, Cuvântului Dumnezeu, și sensibilitatea Bisericii Catolice pentru tema unității creștinilor. Mă bucur să-i salut în mod special pe invitații ce vor lua astăzi cuvântul în cadrul simpozionului și care au răspuns cu multă amabilitate invitației noastre. Îl salut pe părintele profesor Cătălin Vătămanu, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române. Îl salut pe domnul Marian Pădureț, pastor al Bisericii Pentecostale Sfânta Treime din Bacău. Bun, bine ați venit! Îl salut pe domnul Albert Iosef Lozneanu, reprezentant al comunității evreiești din Iași. Și nu în cele din urmă, îl salut cu drag pe părintele Marius Taloș, reprezentant al Bisericii Romano-Catolice. Îmi doresc din tot sufletul ca acest eveniment să contribuie la o mai mare apropiere între bisericile creștine și la creșterea unei atmosfere de încredere reciprocă. De asemenea, acest eveniment ne oferă ocazia fericită
de a aprofunda dialogul nostru cu comunitatea evreiască, ce are o istorie respectabilă în orașul Iași și ne îngăduie în egală măsură să reflectăm asupra rădăcinilor ebraice ale credinței noastre creștine. Fie că acest simpozion, care are în centrul Biblia, cuvântul revelat al lui Dumnezeu, să ne permită să înțelegem valoarea inestimabilă a cuvântului lui Dumnezeu în viața bisericii și a fiecărui credincios în parte. Sper că acest prim eveniment interconfesional și interreligios din timpul mandatului meu de episcop al dieceziei romano-catolice de Iași să fie urmat de evenimente viitoare asemănătoare, prin care să învățăm a ne cunoaște mai bine și să creștem, așa cum spune Sfântul Apostol Paul, în stimă reciprocă, sinceră. Fraților, iubirea să fie fără ipocrizie. Urâți răul, atașați-vă de bine, iubiți-vă unii pe alții cu iubire frățească. Întreceți-vă în a vă stima unii pe alții. Din scrisoarea către Romani, capitolul 12, versetele 9-10. Cu acest gând, vă invit pe toți să ne deschidem inimile și mintea pentru a primi lumina și căldura Duhului Sfânt, a cărui prezență și asistență o invocăm. Vă doresc mult succes! Mulțumim, preasfințite, pentru acest cuvânt de salut la începutul acestui simpozion. Trebuie să spun că acest simpozion a fost, sau gândul acestui simpozion a fost primit cu toată deschiderea de către preasfințitul nostru, Iosif Păuleț. A zis din prima, sunt de acord, mă bucur, organizați acest eveniment, trebuie să aibă loc. Vreau să-l salut în mod special și pe preasfințitul Petru Gergel, care deja a instituit aici în dieceză, înainte de momentul Aperui Utilis cu Papa Francisc, deja dinainte a instituit Duminica Bibliei și am celebrat-o deja înainte, ca Duminica Cuvântului să fie o realitate pentru toată biserica. Vă mulțumim, preasfințite. Și mă gândesc de asemenea și la episcopul auxiliar Petru Sescu, care nu poate fi prezent acum aici, dar se bucură de acest eveniment și este unul care prețuiește foarte mult Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, trecem la prima luare de cuvânt. Ne va vorbi sora Iuliana Neculai, despre care vreau să spun câteva cuvinte. Sora face parte din congregația Notre-Dame de Sion, locuiește în Iași, este reprezentanta surorilor congregației Notre-Dame de Sion pentru România, deci la nivel de întreaga Românie. Sora a făcut a studiat filozofia și teologia la Roma, la Universitatea Pontificală Gregoriana, iar apoi a urmat specializare biblică în Țara Sfântă, în Israel. De aceea este foarte apropiată și de Israel ca țară, de comunitatea ebraică și are o mare sensibilitate atât pentru Scriptură cât și pentru ebraistică în general. Însă activează în pastorația biblică, organizează cu regularitate cursuri biblice în casa surorilor Notre-Dame de Sion și mulți credincioși beneficiază de aceste oportunități pe care sora le creează prin congregația pe care o reprezintă. Începând de anul trecut, a fost numită de către episcopul nostru ca responsabilă a oficiului diecezan pentru pastorația biblică. Și trebuie să mai spun un lucru, că acest eveniment atât de special are loc pentru că ideea a fost a sorei Iuliana. Ea a avut această idee a acestei întâlniri
și apoi am lucrat împreună oficiul pentru pastorația biblică cu oficiul pentru ecumenism pentru, să spunem, organizarea acestui eveniment. Sora Iuliana, aveți cuvântul, va fi o, să spunem așa, ne va ajuta să înțelegem sensul întâlnirii noastre de astăzi. Mulțumesc, Părintele Iosif. Excelențele voastre, stimați invitați, drag auditoriu. Fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Oare ce simte fiecare dintre noi atunci când auzim aceste cuvinte? Ce sentimente, ce emoții, ce dorințe se nasc? Clar, primul cuvânt ne încântă, însă să nu uităm că acesta este condiționat de o acțiune și este acea acțiune de ascultare a cuvântului și a trăirii acestuia. Faptul că ne găsim astăzi aici este un motiv de a crede că suntem pe drumul cel bun. Aș dori ca în deschiderea acestui simpozion să fac o prezentare a acestei duminici a cuvântului lui Dumnezeu. Cum s-a născut inițiativa, scopul, importanța și momentul ales pentru celebrare. Cum s-a născut această zi? Auzim tot mai des că lumea contemporană nu mai caută inspirația sa în Biblie. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu nu a dispărut în totalitate din conștiința modernă. El sapă în lume precum un vulcan care erupe în mod periodic. După Conciliul al doilea din Vatican și după Sinodul despre Cuvântul lui Dumnezeu din 2008, s-au înmulțit diferite inițiative pastorale menite să pună în centru cunoașterea, răspândirea, reflexia și studiul Sfintei Scripturi. La încheierea jubileului extraordinar al milostivirii, Papa Francesc, în scrisoarea apostolică Misericordia et Misera, la numărul 7, își exprima dorința unei duminici dedicate în întregime cuvântului lui Dumnezeu, pentru a înțelege bogăția inepuizabilă care provine din acel dialog constant al lui Dumnezeu cu poporul său. Dieceza noastră de Iași a primit sugestia și astfel în 2017, prin decret episcopal, se instituia Duminica Bibliei în a patra duminică din postul mare. La nivel de Biserică Universală, Papa Francesc, prin scrisoarea apostolică în formă de motu proprio Aperuit Illis, din 30 septembrie 2019, este instituită Duminica Cuvântului lui Dumnezeu. Cu această scrisoare, spune Papa Francesc, vreau să răspund la atâtea cereri care au venit la mine din partea poporului lui Dumnezeu, pentru ca în toată biserica să se poată celebra în unitate de intenții Duminica Cuvântului lui Dumnezeu. Avem aici instituirea unei zile speciale, ce este rod al cerințelor poporului și, bineînțeles, a inspirației Duhului Sfânt. Vedem cum exprimarea sugestiilor și dorințelor poporului dau naștere unor inițiative extraordinare. Putem spune că sub crusta întărită a materialismului se agită un foc arzător. Aceste clipiri trimit la faptul că, fără o întoarcere la valorile Scripturii, drumul societății este compromis. Viitorul are nevoie nu doar de aitiști, de ingineri și așa mai departe, ci și de persoane care trăiesc Scriptura. Ele nu se exclud. Provocările lumii moderne pun la încercare inimile, obligă umanitatea la un clic energic, dacă vrea să supraviețuiască. Scripturile citite în lumina Duhului pot reda lumii un supliment care o poate salva. Care este scopul acestei zile? Papa Francesc, la numărul 15 din Aperuit Illis, spune că a instituit pentru Biserica Universală o duminică dedicată în mod expres cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca să poată să facă să crească în poporul lui Dumnezeu familiaritatea asiduă cu Sfintele Scripturi, așa cum autorul sacru învață încă din timpurile străvechi. Acest cuvânt este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Deuteronom, capitolul 30, versetul 14.
Este vorba de o ocazie prețioasă de a face cât mai conștientă biserica întreagă de o realitate fundamentală a identității sale, centralitatea cuvântului lui Dumnezeu. Pastorul Bonhoeffer spunea: religia iudeo-creștină este o religie istorică, întrupată. Când se spune cuvântul lui Dumnezeu, se afirmă un adevăr, dar care nu este complet în totalitate, pentru că Biblia este cuvânt al lui Dumnezeu și cuvânt al omului. Este un dialog. Biblia nu este numai cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă, ci și cuvântul pe care Dumnezeu îl așteaptă adresat lui din partea noastră. Biblia nu este un catehism care conține afirmații precise și teoreme punctuale formulate în manieră incontestabilă, într-un soi de atelier teologic, ci este o istorie, presupune un eveniment emblematic, după care trebuie confruntate toate evenimentele personale. Și care este importanța acestei zile? Primatul cuvântului se explică în orice ambient al vieții ecleziale, de la dimensiunea spirituală, la grija pastorală și la acțiunea evangelizatoare. Cuvântul lui Dumnezeu inspiră orice aspect al credinței personale și comunitare. Duminica Cuvântului lui Dumnezeu are în centrul său Biblia, un text, o țesătură de istorisiri care au puterea de a ne face să respirăm, adică de a ne face să trăim. În Biblie, creștinul poate să contemple cum viața devine istorie. Dumnezeul Trinitar, Creator al vieții, în a doua persoană a cuvântului, s-a făcut trup și a locuit între noi, a parcurs străzile prăfuite ale oamenilor. Textul biblic are un realism extraordinar, care nu face niciun rabat la cruzimea vieții și la toate zonele sale de umbră. Dacă Platon în Grecia recomanda artiștilor să nu povestească obscenitățile și mărșăviile vieții, nu așa se întâmplă pentru autorii inspirației textului biblic. Ucideri, trădări, eșecuri, nimic din toate acestea nu este cruțat pentru cititorul Bibliei. Personajele din evenimentele biblice intră în scenă cu tot adevărul lor, format din noblețe împletită cu meschinărie, și chiar și cei mai mari sunt văzuți în fragilitatea lor constitutivă. Luăm de exemplu regele David. Astfel, în Sfânta Scriptură găsim imaginea omului din totdeauna. Fiecare se poate regăsi, cu bune și cu rele. Iată, de aceea se spune că Biblia este cartea care ne citește pe toți. Și timpul ales pentru această celebrare. În scrisoarea Aperuit Illis, la numărul 3, Papa Francis spune că Duminica Bibliei se va situa într-un moment oportun din acea perioadă a anului, când suntem invitați să întărim legăturile cu evreii și să ne rugăm pentru unitatea creștinilor. Nu este vorba de o simplă coincidență temporală, ci o alegere care vrea să marcheze un pas ulterior în dialogul ecumenic, punând cuvântul lui Dumnezeu în însăși inima angajării pe care creștinii sunt chemați să o realizeze zilnic. Și la ce momente se referă? La Roma, dieceza papei, din anul 1990, se celebrează în Biserica Catolică Ziua Iudaismului, pe data de 17 ianuarie. Este o zi dedicată aprofundării și dezvoltării dialogului dintre catolici și evrei. Această zi a fost adoptată în următorii ani de diferite conferințe episcopale din Europa. Anul acesta, de exemplu, în Italia, este cea de-a 33-a ediție. Această zi își propune să sensibilizeze creștinii cu privire la respectul, dialogul și cunoașterea tradiției ebraice, promovând o deschidere din ce în ce mai mare față de darurile comune și de identitatea specifică fiecăruia. Ioan Paul al II-lea, la 17 noiembrie 1980,
în fața reprezentanților comunității ebraice din Mayans, spunea: întâlnirea dintre poporul lui Dumnezeu din vechea alianță și cel din noua alianță este un dialog interior bisericii noastre. El se stabilește între prima și a doua parte a Bibliei. Fiind un dialog în interiorul Bibliei, nu putem face abstracție în apostolatul biblic de poporul evreu. Religia ebraică nu ne este extrinsecă, ci într-un fel intrinsecă religiei noastre. Voi sunteți frații noștri preferați, afirma Ioan Paul al II-lea. Papa Francisc, la rândul său, afirma în ianuarie 2016, în timpul vizitei sale la sinagoga din Roma: creștinii, pentru a se înțelege pe ei înșiși, nu pot să nu se refere la rădăcinile ebraice, iar biserica, în timp ce mărturisește mântuirea prin credința în Hristos, recunoaște irevocabilitatea vechiului legământ și iubirea constantă și fidelă a lui Dumnezeu pentru Israel. În cadrul Bisericii Catolice, după documentul Declarația Nostra Aetate, numărul 4 din 1965, fericitul papă Paul al VI-lea, în anul 1974, instituie Comisia pentru Raporturile Religioase cu Iudaismul, care este legată din punct de vedere organizatoric de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Și aici mergem la al doilea moment important în apropierea Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu, care este săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Un ajutor în dialogul ecumenic este Cuvântul lui Dumnezeu, care, fiind unic și același pentru toți creștinii, va revigora progresiv calea spre unitate. Directorul privind aplicațiile principiilor și normelor privind ecumenismul la numărul 183, găsim: tot ceea ce se poate face pentru ca membrii bisericilor și comunităților ecleziale să citească cuvântul lui Dumnezeu și, dacă este posibil, să o facă împreună, întărește legătura de unitate deja existentă între ei, îi deschide la acțiunea unificatoare a lui Dumnezeu și dă o mai mare forță mărturiei comune date cuvântului mântuitor al lui Dumnezeu și oferite de ei lumii. Evangelium Gaudium, la numărul 249, vorbește de poporul evreu în fața cuvântului și spune: Dumnezeu continuă să lucreze în poporul din vechea alianță și face să se nască tezaure de înțelepciune care provin din întâlnirea sa cu cuvântul divin. Iată, acest cuvânt al lui Dumnezeu ne unește astăzi aici, cu ocazia celebrării acestei duminici, un cuvânt care, chiar dacă este interpretat în mod specific fiecăruia cu valorile sale, nu distruge, ci valorizează fiecare comunitate cu membrii ei. Valorile profunde care ne unesc nu suprimă caracteristicile care ne disting și care trebuie expuse cu claritate pentru fondarea unui dialog onest. Vreau să închei această introducere cu o imagine inspirată din Cartea Exodului, capitolul 25, versetele 17-22, unde se vorbește că în Arca Alianței erau doi heruvimi, cu fețele îndreptate una spre alta, iar în mijloc prezența lui Dumnezeu, la Shehina. Talmud spune că este o reprezentare a iubirii lui Dumnezeu, dintre Dumnezeu și Israel, și prezența lui Dumnezeu este semn. Atunci când Israel nu face voința lui Dumnezeu, heruvimii își întorc privirea spre exterior. Tradiția ebraică a văzut aici în heruvimi legătura dintre iubirea față de aproapele și față de Dumnezeu, cele două table ale legii. Atunci când fratele este îndreptat cu fața la celălalt frate, în mijloc apare prezența lui Dumnezeu, precum a heruvimilor din arcă. Această imagine este un model pentru dialogul dintre frați. Când fața este îndreptată spre celălalt,
atunci frumusețea lui Dumnezeu apare în mijloc. Dumnezeu apare atunci când fratele îl primește pe celălalt frate. Doresc fiecăruia în parte să fie frate pentru celălalt și să se simtă fratele celuilalt. Mulțumesc și tuturor audiție cu folos și o duminică a Cuvântului lui Dumnezeu cu mult rod. Mulțumim, sora Iuliana, pentru această prezentare despre Duminica Cuvântului în Biserica Catolică. Iată o inițiativă care ne invită pe toți catolicii să reflectăm asupra importanței cuvântului în viața comunității noastre. O să vă invit, domnul Răzvan, aici. Da, vreau să spun un lucru. Vom avea astăzi, practic, patru, după cuvântul inițial, vom avea patru conferințe din patru puncte de vedere. Deci Sfânta Scriptură va fi privită așa, dintr-o perspectivă iudaică, apoi va fi văzută din perspectiva ortodoxă, apoi din perspectiva protestantă sau neoprotestantă și apoi dintr-o perspectivă catolică. De aceea v-aș invita ca pe parcursul conferințelor, ascultând aceste conferințe, să vă gândiți la posibile întrebări, pentru că o conferință va dura în jur de 20 de minute și apoi rămân 10 minute pentru întrebări. De aceea, dacă pe parcursul prezentării vă vin în minte, nu știu, idei, întrebări, reflexii, da, le puteți adresa. E o ocazie unică, rar avem o asemenea șansă să ne aflăm într-o astfel de formulă în care să putem privi Scriptura din perspective atât de diferite. Și acum voi trece la prezentarea domnului Albert Iosef Lozneanu. Dânsul s-a născut în Suceava pe data de 14 august 1981. Este de profesie consilier juridic. Este angajat în cadrul comunității evreiești din Iași din anul 2008. Din noiembrie 2020 deține funcția de secretar general al comunității evreiești din Iași. De asemenea, este director al Centrului Comunitar Evreiesc Iași și oficiant de cult religios. Sora Iuliana a făcut referință la vizita Papei Francisc în 17 ianuarie 2016 în sinagoga din Roma, Lungotevere Cenci. Acolo s-a adresat evreilor din comunitate cu aceste cuvinte și a zis așa: voi siete i nostri fratelli e le nostre sorelle maggiori nella fede. Voi sunteți frații și surorile noastre mai mari în credință. De fapt, această expresie, frații mai mari, a fost folosită prima dată de către Papa Ioan Paul al II-lea, în anul 1986, când pentru prima dată un papă vizita o sinagogă, sinagoga din Roma. Domnule Alfred Iosef Lozneanu, fratele nostru mai mare, ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și vă rugăm acum să prezentați conferința pe care ați intitulat-o: Fiecare evreu este responsabil unul pentru celălalt. Aveți cuvântul la microfon. Excelențele voastre, preasfinți părinți, sora Iuliana, iubiți frați, iubite surori, așa începea orice cuvântare regretatul președinte al Federației Comunităților Evreiești, Zichrono Livraha, de amintită binecuvântare, domnul Aurel Weiner, domnul președinte Aurel Weiner. Hinematov umanaim shevet achim gam yachad. Ne învață psalmistul nostru, David. Iată ce bine este și ce frumos este când frații, cum spunea părintele, când frații stau împreună. Baruch haba b'shem Adonai, berach nohem mi beit Adonai. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Noi vă binecuvântăm din casa Domnului și vă mulțumim din suflet pentru frumoasa primire. Mă simt extrem de onorat și emoționat pentru această primire frumoasă.
Ni se spune în Talmud așa, casa ta să fie aproape de sinagogă. Este practic o poruncă. Sfințirea, chidușul pe care noi îl facem de regulă vineri seara pe vin și pe pâine, ceea ce și dumneavoastră faceți, trebuie să ne ghideze pretutindeni în viața materială cât și în cea spirituală. Aceasta este, într-un cuvânt, toată filosofia iudaică. Pretutindeni în tot ceea ce noi săvârșim, în tot ceea ce facem, evreii trebuie să facă chiduș, să aibă conștiința propriei sfințiri. Noi în sinagogă cântăm, dansăm, luăm masa, ne bucurăm. Este a doua casă a noastră. Un mare învățat evreu a fost întrebat odată, cum vă permiteți toate aceste lucruri? Cum vă permiteți să faceți mese, să beți, să cântați? E casa Domnului totuși. La care înțeleptul răspunde foarte frumos. Unii îl consideră pe Dumnezeu drept un stăpân sever și se socotesc robii lui. Într-adevăr, în casa unui stăpân se cade să umbli încet, tiptil, pe vârfurile picioarelor. Nu poți sta la masă, nu poți bea, nu poți mânca în casa unui stăpân. Noi îl știm pe Dumnezeu, noi îl știm pe bunul Dumnezeu ca un părinte bun, ca un părinte milostiv. Este casa Tatălui și în casa Tatălui cum să ne simțim decât în largul nostru, nu? Iată, suntem într-o sâmbătă, suntem după sărbătoarea de Tu Bișvat, după anul nou al pomilor. Ieri am avut onoarea să-l găzduim pe excelența sa, pe domnul ambasador al statului Israel, domnul David Saranga, în sinagoga mare din Iași. Și dumnealui a transmis la fel un mesaj la unitate, a îndemnat la unitate între credințe, între religii. S-a bucurat nespus să fie oaspetele nostru. Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni în ritualul sinagogal evreiesc este, cum spunea sora Iuliana, așa de frumos din Deuteronom, Shema Israel, crezul nostru fundamental. Ascultă Israele, proclamația sfântă prin care evreii îl declară și îl acceptă pe Dumnezeul unic ca rege al Universului, creator și suveran suprem. Însă Shema Israel este mai mult decât o simplă declarație de credință. În versetele ei regăsim atât un contract, un legământ între oameni și Dumnezeu, cât și o promisiune. Și chiar îndemnuri practice din partea acestuia pentru a ne ajuta în menținerea relației, pentru că tradiția începută acum peste 3500 de ani să supraviețuiască istoriei și să continue cu noi și copiii noștri. În limba română există 3 traduceri, să le numim consacrate ale acestui verset, traduceri care pot fi regăsite, desigur, în cadrul edițiilor creștine ale Bibliei. Să învățați pe copiii voștri, să le vorbiți despre ele, când veți fi acasă, când veți merge în călătorie, când mă veți culca și când mă veți scula. Să învățați acestea pe fiii voștri, grăind de ele, când ședeți acasă și când mergeți pe cale, când vă culcați și când vă sculați. Învățați și pe feciorii voștri să vorbească de ele, când stai acasă, când călătorești pe cale, când te culci și când te scoli. Din păcate, niciuna dintre aceste traduceri nu surprinde în fapt în mod complet esența versetului ebraic. Dacă ar fi să încercăm o traducere corectă și precisă, aceasta ar putea lua una din următoarele forme. Să le predați copiilor voștri ca să vorbească despre ele. Când stai în casă, când mergi pe drum și când te culci și când te scoli. Sau să le predați copiilor voștri ca să vorbească în ei când stai în casă, când mergi pe drum și când te culci și când te scoli. În primul rând avem de-a face cu o juxtapunere interesantă. La noi evrei este foarte importantă educația. Copilul, băiatul în speță, începând de la vârstă fragedă de 3-4 ani, merge la heder. Înainte de a învăța să vorbească corect, el învață alef-betul.
El învață alfabetul Torei, alfabetul Bibliei. De aceea nouă ni se spune poporul cărții, nu din alte considerente. Bineînțeles, am dat omenirii cartea de căpătăi Biblia, dar copiii noștri, înainte de a spune mama, tata, cuvintele de bază, învață Tora. Iată ce frumos! În primul rând, cum spuneam, avem de-a face cu o juxtapunere. Porunca de a preda aceste cuvinte copiilor noștri vine imediat după un verset în care ni se spune nouă înșine ce ar trebui noi să facem. În Deuteronom 11:18, Tora ne oferă un îndemn metaforic. Să pui aceste cuvinte ale mele, spune Dumnezeu, în inima ta și în sufletul tău. De aceea noi în fiecare dimineață, în zilele săptămânii, punem tefilin, acele cutiuțe, acele filactere cu rugăciuni, o punem una pe brațul stâng, în dreptul inimii, și una în frunte, să ne fie fruntar, să ne fie far călăuzitor. Să le pui cuvintele în inima ta și în sufletul tău. Dar și un îndemn pe care tradiția iudaică l-a interpretat ad literam. Să le legi ca semn pe mâna ta, cum spuneam mai devreme, și să-ți fie fruntar între ochi, dând naștere ritualului de tefilin. Mai mult decât atât, versetul următor, 11:19, ne îndeamnă să efectuăm actul de predare către copii, nu în fiecare moment al existenței lor, ci în fiecare moment al existenței noastre. Nu ni se spune să predăm copiilor când ei stau în casă și când merg pe drum, când ei se culcă și când ei se scoală. Dimpotrivă, ni se spune să facem acest lucru când noi stăm în casă și când noi mergem pe drum, când noi ne culcăm și când noi ne sculăm. Și acesta este, de fapt, una dintre paradigmele educației. Nicio tradiție, oricât de importantă și plină de mezi ar fi ea, nu poate fi transmisă unei generații viitoare dacă ea nu există și nu e manifestată în cadrul generației curente. Nu putem oferi copiilor noștri ceea ce noi înșine nu știm, ceea ce noi înșine nu avem, ceea ce noi nu trăim în viața de zi cu zi. Doar atunci când viața noastră este plină și se ghidează după aceste norme și este plină de aceste cuvinte și învățăminte, doar atunci când ne-o dedicăm în întregime exercițiului de a învăța noi înșine și a trăi pe baza a ceea ce învățăm, doar atunci actul de predare către copiii noștri poate avea succes. Doar atunci procesul educațional va avea speranțe să-și atingă scopul. În al doilea rând, desigur, avem cele două traduceri alternative. Să vorbească în ele și să vorbească în ei. În primul caz, educația este menită a face pe copii să vorbească, să folosească cuvintele pe care le predăm. În cel de-al doilea caz, cuvintele însele sunt cele care vorbesc în copiii noștri. Educația, cum spuneam, este foarte importantă în cadrul poporului evreu. Kol Israel arevim, n-am ales întâmplător acest titlu. Fiecare evreu este răspunzător unul pentru celălalt. Noi când ne rugăm în sinagogă, și sperăm să facem acest lucru, cât mai mulți trebuie să fim 10 bărbați majori, trecuți de vârsta de 13 ani, confirmați religios, când ne rugăm în sinagogă, nu ne rugăm pentru noi, nu ne rugăm în nume propriu, ne rugăm pentru colectivitate. De aceea ne rugăm cu minian, cu 10 bărbați. Suntem răspunzători pentru fapta celuilalt, pentru fapta semenului nostru. Pericopa Behar, sunt mai multe versete și se vorbește despre noțiunea de familie, o noțiune extrem de importantă a poporului evreu după cea de educație. Se spune în Levitic, când vei cumpăra sau vei vinde vecinului tău, să nu îl înșeli pe fratele tău. Când fratele tău sărăcește și își vinde o parte din proprietate, cel care are dreptul de răscumpărare să răscumpere ceea ce a vândut fratele tău. Dacă fratele tău sărăcește și îți este vândut, să nu-l muncești ca pe un sclav. Termenul fratele tău din aceste versete nu implică vreun gard de rudenie propriu-zisă. El este generic, este un termen simbolic, însemnând mai curând aproapele tău, cel care trăiește lângă tine.
cum suntem noi aproape, sunteți semenii noștri, frații noștri. Prin intermediul acestei sintagme, Tora creează o societate complet diferită, în care evreii nu sunt doar membri ai aceluiași popor și adepții aceleiași credințe, ei sunt și membri in extenso, membri unei familii extinse. Prin această sintagmă, Tora ne reamintește că biologic avem o origine comună. Toți evreii, fiind descendenți lui Avram și ai Sarei, totodată ne amintește Tora că avem o istorie comună, tradiții comune, aceleași amintiri, suferințe, bucurii. Avem aceeași credință și ne circumscriem aceluiași destin, incluzând aici de această dată chiar și pe cei convertiți la iudaism. Astfel spus, suntem mai mult decât vecini sau prieteni. Suntem o familie. Trebuie să ne dedicăm existența noastră cuvântul lui Dumnezeu. Și nu întâmplător a fost ales acest seminar. De aceea mă bucur foarte mult că am prilejul și ocazia să fiu cu dumneavoastră. În primul rând, pentru a indica faptul că Dumnezeu nu ne-a ales dintre popoare, deoarece suntem superiori sau vreo elită, nu, sub nicio formă. El doar a ales o familie, o familie de oameni, a lui Avraham și a Sarei, și a decis ca acea familie să fie intermediară mesajului său divin, mesajului său etern, și să fie comunicat omenirii, pentru a transmite mai departe un set de valori, o credință, o idee. Familia este cel mai puternic mijloc din toate posibile. Ceea ce nu s-a putut realiza într-o singură generație, atunci când evreii au ieșit din Egipt, scoși de către Moise, cu mână forte, duși de către Dumnezeu, a rămas o poruncă eternă pentru a fi continuată și realizată de către evreii generațiilor următoare. La masa de Pesach, care se numește Seder, Seder în ebraică înseamnă ordine. Totul este făcut după o anumită ordine prestabilită. Nu este nimic întâmplător la acea masă de Pesach. La acel Seder, mesajul acesta este mai actual decât oricând. Să pui copilul tău în acea zi și să-i citești Hagada de Pesach, povestea noastră ca popor. Povestea noastră ca popor evreu, care continuă prin copiii noștri. În al doilea rând, pentru că în familie există cele mai solide legături morale și emoționale. Prin intermediul familiei, moștenirea noastră genetică este transmisă și perpetuată. Prin intermediul familiei, valorile noastre și amintirile noastre continuă. În al treilea rând, pentru că familia este celula de bază a societății și într-un loc unde instituția familiei este puternică, Și societatea va fi puternică. Acest simț al familiei a fost cel care i-a ținut pe evrei uniți în decursul istoriei, în ciuda faptului că au fost împrăștiați pe întregul glob pământesc. Mai există oare astăzi acel simț? Da, cu siguranță da, și asta din cauza însăși naturii familiei. Un om se poate certa cu fratele său, poate schimba replici dure și adesea regretate, însă în ureașa majoritate a cazurilor, relația în ansamblu nu se modifică radical. Fratele rămâne frate și mâine. Sau după cum spune proverbul românesc, nu? Sângele apă nu se face. În Tora, exemple de acest gen abundă. În Geneza avem de-a face cu rivalități constante între frați, Cain și Abel, însă ei continuă să rămână frați indiferent de suișuri și coborâșuri, de resentimente sau împăcări. În scrierile profeților sau în cronici vorbim despre frați care își dispută uneori violent tronul sau moștenirea familiei. Însă, per total, atunci când analizăm aceste relații, sentimentul familial triumfă. Tocmai de aceea continuă să existe și poporul evreu. Am Israel Hai, poporul lui Dumnezeu trăiește. Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumim și noi din suflet, domnule Lozneanu, pentru această minunată conferință.
Mă uitam la studenții noștri de la teologie, când ați pomenit cuvintele Hine, Matov, Umanaim, toți au zâmbit, pentru că cântăm adesea această melodie, melodia preferată la cursurile de limba ebraică. Mulțumim frumos pentru că această conferință ne-a făcut să retrăim cumva spiritul comunității primare. Comunitatea creștină de la început a fost într-o matrice ebraică, iar pentru comunitatea creștină de la început, Scriptura era pasiunea principală. Ne spune Saul din Tars, apostolul Paul, Pavel, în Faptele Apostolilor, creștinii din Berea, după ce au auzit predicarea lui, cercetau Scripturile în fiecare zi să vadă dacă ceea ce a spus Saul din Tars e adevărat sau nu. Scriptura făcea parte din ființa bisericii de la început. Și această splendidă conferință a domnului Lozneanu ne-a făcut să înțelegem cum pentru evreul credincios Torah, Scriptura, este parte esențială din viață. Dar nu vreau să monopolizez discursul. Dacă aveți întrebări, sunt foarte binevenite și cu siguranță domnul Lozneanu ne va răspunde cu mult drag. Vă mulțumesc. La nivelul diecezei de Iași s-a constatat la finalul anului trecut, în urma unui chestionar trimis către majoritatea credincioșilor din dieceză, necesitatea educației, mai ales a tinerei generații. Vreau, cunoscând proverbiala înțelepciunea poporului evreu, voiam să vă întreb cum se acționează în cadrul comunității evreiești pentru a contracara efectul societății actuale. Tinerii evrei, probabil copiii evrei, trăiesc în aceeași lume ca și noi, stăm împreună și avem contact cu această societate consumistă, cu o societate globalizantă care vrea să ne facă pe toți la fel. Dacă ne puteți împărtăși din experiența în această direcție, legată de tineri și de copii. Sigur că da, vă mulțumesc mult pentru întrebare, aveți dreptate. Dar ceea ce facem noi la comunitate nu exclude societatea actuală. Copiii sunt perfect integrați în societatea românească, chiar avem, majoritatea sunt din căsătorii mixte, ceea ce nu este niciun fel de problemă. Avem cursuri de religie, cursuri de Talmud Torah, ținute la comunitatea evreiască, cursuri de limbă ebraică. Avem un rabin din Israel care vine periodic de sărbători, are contract cu noi și vine de cel puțin 12 ori pe an, deci în fiecare lună trebuie să fie prezent. Dumnealui se ocupă cu... Bine, și cu mine, și cu doamna președinte Latkovski, se ocupă de acești copii, avem o grupă separată, organizăm tot felul de prelegeri, tot felul de cursuri interesante despre religie, despre tradiții, despre sărbători, și copiii îmbrățișează și primesc foarte bine acestea, chiar nu sunt probleme, nu ne-am confruntat cu niciun fel de problemă. Mă bucur să-i salut pe toți, sigur, alături de Preasfințitul și sigur că permite să vă adresez o întrebare. Noi, în Duminica Bibliei, avem o practică și sigur că e cam diferită într-o parte sau alta, de a purta Biblia așa într-o ceremonie cu totul specială, care este dusă, sigur, la locul ei de prețuire lângă altar. Am fost de multe ori la celebrările credincioșilor evrei a comunității și am văzut acest ritual. Da. Ritual care m-a impresionat cum este purtată Tora și cum se bucură toată lumea și cum dansează lumea. Am fost și eu chiar cumva invitat la acest dans. M-am bucurat foarte mult pentru un gest, sigur, gest, să spunem, simplu, dar care a avut pentru mine un mare
rol și impact. Sigur că poate ne explicați puțin el acest moment al primirii Torei sau al purtării Torei în această atmosferă de bucurie pe care sigur că o vedem la comunitatea evreiască. Sigur că da, Preasfinția voastră, probabil vă referiți la momentul când s-a reinaugurat sinagoga acum 3 ani. Și atunci, sunt două momente distincte, când spuneați că se dansează cu Tora, la Simhat Tora, la Bucuria Torei, desigur noi privim Tora ca o carte sfântă, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, dar și ca mireasa noastră. Noi suntem cumva logodiți cu Dumnezeu prin legământ și Tora este cel mai frumos dar, cel mai frumos dar de care ne l-a făcut Creatorul nouă, de aceea noi o respectăm, o purtăm pe brațe și o punem la loc de cinste. La Simhat Tora se termină un ciclu de citire al Torei și începe altul. Pentru că Tora niciodată nu se sfârșește, învățătura ei este eternă. Este acest moment de Simhat Tora, de bucuria Torei, când se termină sunt doi bărbați aleși să țină Tora. Unul este Mirele Hatan Tora, Mirele Torei, și unul este cel care termină cumva înțeleptul Torei, care se termină anul, când fiecare săptămână avem câte o pericopă, sunt împărțite pe pericope, și de aceea Tora începe cu litera Bet, Bereșit, la început. Primul cuvânt din Geneză este Bereșit. Începe cu litera Bet pentru a ne demonstra, pentru a ne arăta că niciodată nu am ajuns prea departe cu învățatul. În înțelepciunea divină am ajuns doar la Bet, la litera B. Alef, Bet. Lumea exact, din 3 laturi. Deci acesta este ciclul Torei și cred că v-am răspuns într-un fel la întrebare. Mulțumesc. Aș avea eu două întrebări. Ați vorbit de cursurile de Torah. Întrebarea ar fi cum le organizați sau cu ce frecvență, nu știu, durata, un pic maniera în care organizați aceste cursuri. Și a doua întrebare se referă la porunca din Decalog care cere cinstirea părinților. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. Această poruncă trebuie trecută la tabla cealaltă cu ordinea socială sau se referă la, sau are legătură cu prima parte, cu Dumnezeu? Așa, ca întrebare. Sunt două întrebări. Ca și... Nu există o regulă specifică la aceste cursuri de Tora. Cine dorește să înscrie copiii este binevenit. Trebuie completat un formular la secretariat. Este doar o procedură administrativă la secretariatul comunității și copilașii vor fi primiți să facă aceste cursuri cu domnul rabin Ioșua Aronovici, rabinul Iașului și al Moldovei. Deci nu este niciun fel de problemă, vă așteptăm oricând la sediul nostru de pe Elena Doamna numărul 15, casa de la 5 drumuri, cu siguranță, cred că toți ați auzit despre această casă, este o casă de patrimoniu. În ceea ce privește porunca de care ați pomenit, da, sunt 2 seturi, primele 5. Eu cred că ar fi încadrată la cele sociale, la cele de ordin social, cu siguranță, pentru a cinsti părinții tăi care ți-au dat viață. La noi, la evrei, știți că se ia religia copilului, se ia după mamă. Este considerat evreu halahic, cel ce se naște dintr-o mamă evreică, dar, bineînțeles, și cel care face convertire la... care trece prin procesul de convertire și este confirmat de către un Beit Din, de către un tribunal rabinic, format din 3 rabini din Israel. Da. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Da, întrebarea era și pentru că am auzit undeva și această interpretare conform căreia a cinstit tatăl și mama, poate însemna, respectă principiile religioase pe care tatăl și mama ți le-au transmis atunci când te-au educat. Și ați evidențiat extraordinar ce înseamnă educația copiilor.
Copilul de mic este educat la învățarea alfabetului pentru a fi capabil să citească, să citească Tora. Cred că aici avem mult de învățat în această privință. Noi avem foarte mult de învățat în privința pasiunii pentru cuvânt și, și pentru, pentru Scriptură. Aș mai adăuga un lucru la ceea ce pe marginea conferinței domnului Lozneanu, și anume statutul Vechiului Testament în Scriptură. Poate că pentru mulți creștini Vechiul Testament e un fel de anexă. Nu. Nu există Scriptură fără Vechiul Testament. Fără Vechiul Testament, Noul Testament nu ar avea nicio valoare. Sau ar fi o carte de înțelepciune. Dar Scriptura are sens numai când înțelegem și aprofundăm Vechiul Testament. Să nu uităm că Biblia lui Iisus a fost Scriptura ebraică, Biblia primilor creștini era ceea ce noi numim Vechiul Testament. Asta era Biblia. Pe baza Bibliei au înțeles tot, să spunem, ceea ce reprezintă viziunea creștină despre, despre lume. Vă mulțumim, domnule Lozneanu, pentru această conferință frumoasă, pentru că sunteți alături de noi și mergem la următoarea conferință. Părintele Cătălin Vatamanu este lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Specializare pe zona Vechiului Testament, sintetizez așa datele principale. Este redactor, coordonator la editura Doxologia, deci se ocupă mult de această, să spunem, latură comunicativă, media. Este doctor în teologie din anul 2010, cu o teză de doctorat intitulată Educația la poporul ales, susținută în 2010 sub coordonarea părintelui profesor Petre Semen. De asemenea, are o diplomă de master cu specializare în istoria evreilor și ebraistică, cu o disertație intitulată Principii ale educației evreiești în școlile Tanaimilor, sub îndrumarea doamnei profesor Felicia Waldman de la București. Am avut și ocazia să colaborez cu doamna la emisiunile de la Signis, emisiunile de Sfânta Scriptură. De asemenea, părintele a avut și niște studii în Germania, 4 semestre la Martin Luther Universität Halle, Wittenberg, în Germania. Este autor a diferite cărți și studii de specialitate în limba engleză, în limba germană, în limba română. A susținut multe conferințe, a participat la simpozioane, manifestări. El însuși a organizat multe astfel de evenimente. Este un oaspete drag al nostru, îl reprezintă adesea ca așa oficial pe înalt preasfinția sa Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Ne bucurăm, părinte profesor, că sunteți astăzi în mijlocul nostru și vă invităm să susțineți conferința pe care ați intitulat-o Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, viu și lucrător în Biserica Ortodoxă. Excelențele voastre, dragi invitați, preacucernici părinți, dragi studenți, dragi creștini, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație onorantă și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o. Mă bucur de fiecare dată să fiu prezent în mijlocul comunității romano-catolice, dar astăzi parcă mai mult ca oricând, pentru că nu e vorba doar despre o întâlnire față către față între creștinii ortodoxi și catolici, ci pentru faptul că în cadrul acestui simpozion dialogăm din diferite perspective. Simpozionul, nu-i așa, ne adună împreună. Și cum spunea domnul Lozneanu, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Suntem parcă în viața noastră călători, urcători pe un munte, ne cățărăm acolo sus cu propriile eforturi și cu harul lui Dumnezeu, pentru că știm că acolo sus întâlnim cu adevărat valoarea supremă pe care o căutăm întreaga viață.
Numai că în acest urcuș al nostru, care este deopotrivă trupesc și duhovnicesc, urcăm parcă fiecare pe alt versant, pe altă parte. Avem propria perspectivă asupra vieții, câteodată nu știm unii de alții. Nu știm că toți urcăm același munte. Câteodată nu știm că toți vom ajunge în același punct. Dar ne bucurăm de frumusețile pe care le vedem. Am zice noi frumuseți particulare. Credem că doar noi le vedem. Că ceea ce vedem ne aparține. Dar iată că perspectiva aceasta a oricării împreună ne va situa, credem noi, cândva, cu adevărat împreună. Nu doar într-o călătorie, într-un urcuș, ci și într-o ședere împreună. Atunci când am primit această invitație pentru a vorbi astăzi despre Sfânta Scriptură, am considerat-o ca pe o adevărată provocare. Pentru că este adevărat, e foarte greu să vorbești doar în 20 de minute despre ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură în viața bisericii, în viața personală, dar mai ales vine și povara omului academic care complică lucrurile și vrea să spună cât mai multe și cât mai complicat și cât mai sofisticat. De aceea am să consider prezentarea mea mai degrabă o continuare a ceea ce spunea domnul Ozneanu, aducând mărturie faptul că până cu ceva ani în urmă am fost foarte preocupat de această tematică a educației copilului în Vechiul Testament și sunt sigur că această prezentare a mea va fi continuată de prezentările celorlalți doi invitați în acest simpozion și, desigur, prin contribuțiile dumneavoastră a tuturor celor care sunteți aici privindu-ne și poate mă gândesc că sunt și alții care ne privesc în spațiul virtual acum sau altă dată. Fiecare cu reflecțiile lui se va adăuga cu siguranță acestui simpozion, acestui dialog împreună despre ceea ce este Sfânta Scriptură. Omul este creat de Dumnezeu din pământ și din suflet veșnic și viu. Trăim așadar o experiență dihotomică, o experiență a omului care este trupesc, dar care este invitat să nu trăiască doar trupește, ci a omului care este invitat să trăiască duhovnicește, să trăiască năzuind spre o viață veșnică. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Viața noastră nu este altceva decât o călătorie, este un drum, plecând de la această lume de care nu aparținem esențial, ontologic, și călătorim spre împărăția lui Dumnezeu pe care așteptăm să o dobândim. Această călătorie a noastră, a omului, în integritatea lui, este o călătorie pe care Dumnezeu a presărat-o cu semne ale prezenței sale. Fie că este vorba despre teofanii, descoperiri ale lui Dumnezeu, fie că e vorba despre angelofanii, fie că este vorba despre mărturia profeților sau despre cultul Vechiului și al Noului Testament, al Noului Legământ, toate acestea nu sunt altceva decât mărturia faptului că Dumnezeu este viu și că Dumnezeu este prezent împreună cu noi. De altfel, părintele Dumitru Stăniloae, marele teolog ortodox al secolului 20, al cărui nume îl poartă și Facultatea de Teologie din Iași, vorbea despre faptul că existența noastră orizontală sau istoria orizontală se întâlnește în fiecare moment cu istoria verticală catabasică, coborătoare a lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu care vine de fiecare dată, în fiecare clipă, în experiența noastră biologică, în experiența noastră istorică. Și de fiecare dată, zice părintele Dumitru Stăniloae, când aceste două axe, orizontală și verticală, se întâlnesc,
are loc o cinzecime, o pogorâre a Duhului Sfânt, o prezență a Cuvântului lui Dumnezeu, o întrupare a lui Dumnezeu în viața noastră. Iată că experiența noastră este o experiență a unei cinzecimi continue și trebuie să fim conștienți că nu există moment în viața noastră pe care să nu-l petrecem împreună cu Dumnezeu. De altfel, la nivelul înțelegerii liturgice, Sfinții Părinți ai Bisericii, și avem mărturia Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfinții Părinți ai Bisericii au înțeles faptul că existența noastră teologică este o existență care izvorăște din Sfânta Scriptură. De aceea, dumnezeiasca liturghie începe cu binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și în acest timp preotul ia cu ambele mâini Sfânta Evanghelie și însemnează cu Sfânta Evanghelie pe Sfânta Cruci, pe Sfânta Masă, în semnul Sfintei Cruci. Pentru că Sfânta Evanghelie este cea care înrădăcinează viața noastră, este cea care ne fundamentează experiența noastră teologică. Totul pornește de la Evanghelie, totul pornește de la o mărturie a lui Dumnezeu vie în viața noastră. Dar această lectură a Sfintei Scripturi nu trebuie să fie doar una superficială, una de suprafață, ci așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să săpăm mai la adânc. Adică trebuie să trecem dincolo de suprafața lucrurilor, dincolo de litera Scripturii și să căutăm ce este cu adevărat Duhul Sfintei Scripturi. De aceea, lectura Sfintei Scripturi trebuie să continue printr-o experiență a Cuvântului Hristos în viața noastră. Iar această experiență a Cuvântului este una desăvârșită prin împărtășirea omului cu dumnezeiasca Euharistie, ceea ce înseamnă deja o pregustare a împărăției lui Dumnezeu în viața noastră, în spațiul acesta orizontal, dar totodată o experiență în timp a veșniciei lui Dumnezeu. Desigur, atunci când vorbim despre prezența Sfintei Scripturi în cultul Bisericii Ortodoxe, ne gândim la faptul că nu există vreo slujbă ortodoxă, vreo rugăciune, care să nu aibă această amprentă scripturistică, această amprentă a Cuvântului Dumnezeiesc. Avem de-a face în cultul ortodox cu numeroase lecturi biblice. Avem de-a face cu texte întregi, pericope, fie că sunt din Vechiul Testament sau din Noul Testament, doar cu versete sau eventual aluzii de la versetele Sfintei Scripturi. Dar în mod special, în cadrul Sfintei Liturghii, avem de-a face cu lectura textului din Evanghelie, care nu este altceva decât o proclamare a cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos și chiar cu o prezență a lui Hristos, cuvântul însuși. De aceea, citirea dumnezeieștei Evangheliei este în realitate un eveniment sacru, un eveniment la care preotul invită întreaga comunitate. Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Aceasta este invitația la care credincioșii răspund cu evlavie, fie luând poziția trupească verticală și, desigur, a smereniei, a plecării duhovnicești interioare, fie chiar îngenunchind, arătând în acest fel faptul că în fața Cuvântului Dumnezeu trebuie să existe credință și evlavie. Dar nu e vorba doar despre, spuneam, despre o lectură a textelor din Noul Testament, ci asistăm la o manifestare a puterii lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, ceea ce arătăm, se arată într-un mod atât de frumos într-o rugăciune de la Taina Sfântului Maslu, care spune,
Atunci când se deschide Sfânta Evanghelie peste capul celui bolnav, se spune: nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celui care a venit la tine, ci pun mâna ta cea puternică și tare, care se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei din prână cu mine o țin deschisă pe capul robului tău. Imnografia bisericii, cântările și rugăciunile bisericii sunt eminamente biblice. Un exemplu dintre multele pe care aș putea să vi le dau este canonul Sfântului Andrei Criteanul, ce se citește în prima săptămână din Postul Mare și care face referire nu la personajele din Sfânta Scriptură ca la niște personaje vechi și străine și de mult apuse, așa cum s-ar gândi omul postmodern, ci aceste rugăciuni fac referire la fiecare dintre noi. Și multe dintre aceste texte ale Sfântului Andrei Criteanu fac referire la sufletul omului. Suflete al meu păcătos, asemănat-te ai lui Adam, omul cel dintâi, și așa mai departe, asemănat-te ai lui Cain, și toți ceilalți din Vechiul Testament care au păcătuit și care s-au, unii dintre ei s-au îndreptat, sau oamenii cei virtuoși ai Vechiului și ai Noului Testament, care sunt modele pentru creștini. Limbajul liturgic este eminamente un limbaj biblic. De asemenea, prin Sfânta Liturghie și prin celelalte slujbe și taine ale bisericii, mărturisim valoarea istorică și eschatologică a textului sfânt. Programul iconografic al bisericii este de asemenea unul care mărturisește faptul că întreaga biserică este amprentată de mărturia Sfintei Scripturii. Dacă intrăm într-o biserică ortodoxă și ne uităm spre Sfântul Altar, o să vedem ca tapeteasma care este plină de icoane ale Vechiului și ale Noului Testament, ca o scriptură care este descoperită prin culori, o scriptură care are atât de multe tușe de culoare, atât de multe amprente ale oamenilor, ale personalităților, dar cât mai mult amprenta iubirii lui Dumnezeu pentru întreaga creație. Sfânta Scriptură este prezentă și în viața credincioșilor în Biserica Ortodoxă. E adevărat că destul de rar astăzi, pentru că într-o societate care este atât de preocupată de ziua de astăzi, de ceea ce se întâmplă imediat, desigur că foarte mulți oameni invocă graba, invocă preocupările zilnice și în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur vine cu un răspuns care nu ține de secolul IV, ci ține de modernitate. Ce ziceți, dragii mei? Nu vă revine vouă citirea Sfintei Scripturi pentru că sunteți prea ocupați? Vă spun însă că voi aveți mai multă nevoie decât călugării. De fapt, ei sunt feriți chiar prin felul lor de viață, de multe lovituri ale diavolului. Iar voi, dinpreună, sunteți în luptă, sunteți expuși neîncetat la noi răni. Cauzele de nerăbdare, de gelozie, de neliniște, de descurajare, de vanitate vă înconjoară mereu. Dușmanul vostru lucrează continuu, noi săgeți împotriva voastră. Pentru aceasta voi aveți nevoie să găsiți forța voastră în Sfânta Scriptură. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea cândva că tocmai Cuvântul lui Dumnezeu este soluția pentru experiența noastră istorică. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânță de sfințenie și de viață veșnică, spunea Părintele Patriarh. De aceea este nevoie mai mult ca oricând să revenim la Sfânta Scriptură și să regăsim în ea resorturile pentru existența noastră, nu doar duhovnicească, ci și pentru experiența noastră istorică, biologică. Însă Sfânta Scriptură nu poate fi redusă la o lectură religioasă privată. Ea trebuie făcută în comunitate, în eclesia, în biserică, în adunare. Pentru că doar în felul acesta Sfânta Scriptură este validată de ceea ce înseamnă Duhul Bisericii care este în fiecare dintre noi și în întreaga biserică. Și parcă, pentru a contextualiza și actualiza și mai mult
mesajul Sfinților Părinți, parcă astăzi, într-o lume a bolii și a suferinței, parcă Sfânta Scriptură trebuie să fie și mai mult un medicament pentru noi toți. Și invoc din nou cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice: adu înaintea sufletului pe profeții, pe profeți. Acești doctori nu trebuie să le dai doctor, nici nu cer plată pentru osteneala lor, nici pentru doctoriile ce le pregătesc. Te silesc însă să faci o cheltuială, să dai milostenie. În celelalte privințe îți dau ei ție bani. De pildă, când îți poruncesc să trăiești în castitate, te scapă de o mulțime de cheltuieli zadarnice și prostești. Când îți poruncesc să te lași de beție, te fac mai bogat. Ai văzut arta acestor doctori? Te fac sănătos și îți mai dau și bani. Arată-i lui Pavel sufletul tău bolnav. Adun casa ta pe Matei. Așează-te lângă Ioan. Ascultă de la ei ce trebuie să facă un bolnav ca tine. Ei nu-ți vor spune negreșit și nu îți vor ține tăinuite sfaturile lor. Ei n-au murit, ci trăiesc și grăiesc. Și într-un alt text zice Sfântul Ioan Gură de Aur: să ne apropiem deci cu dragoste de cărțile sfinte, că acest studiu perseverent risipește tristețea, aduce bucurie, distruge viciul, înrădăcinează virtutea și zgomotoasa vâltoare a activităților și lucrărilor omenești. Nu vă părăsește în fața valurilor acestei mări înfuriate. Valurile se desfac, iar voi plutiți în pace, căci aveți cârmaci cunoașterea dumnezeiștilor îndrumări și frământările lumii nu izbutesc să rupă cârma conducătoare. De vei cădea în oarecare ispite, aici vei găsi o mare mânghiere. De cumva vei cădea în păcate, tot în această carte vei găsi mii de leacuri. De vei ajunge în sărăcie sau în strâmtorare, uitându-te în această carte, vei vedea multe limanuri de scăpare. Deci, drept, multă siguranță găsești în ea, iar deci, păcătos, multă mângâiere. Aș mai spune încă multe, dar cred că deja timpul este pe final, Părinte Iosif. Voiam să vă vorbesc despre rolul pe care Sfânta Scriptură l-are în învățământul academic, în învățământul teologic, dar doar o idee, și anume că este nevoie să actualizăm Sfânta Scriptură, să o facem așa cum este ea cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi astăzi. Și în concluzie, pentru a păstra această identitate ortodoxă a discursului meu, aș vrea să revin la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Un text puțin mai amplu, dar care consider eu că ar putea fi o sinteză a ceea ce am spus deja. Ar fi trebuit să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viață atât de curată, încât Harul Duhului să fi ținut locul Scripturilor în sufletele noastre. Și după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot așa ar trebui ca inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Dar pentru că am îndepărtat harul acesta, haideți să pornim pe o nouă cale și să-l dobândim iarăși. Prima cale era negreșit mai bună și Dumnezeu a arătat aceasta și prin spusele sale și prin faptele sale. Dumnezeu n-a vorbit prin scrieri cu Noe, cu Avram și cu urmașii lui, cu Iov și cu Moise, ci a vorbit cu ei față către față, pentru că a găsit curat sufletul lor. Când însă întregul popor a căzut în păcate grele, atunci da, atunci a fost nevoie de scrieri, de table, de însemnare în scris a tuturor faptelor și cuvintelor lui Dumnezeu. Și veți vedea că același lucru s-a petrecut nu numai pe vremea Sfinților din Vechiul Testament, ci și pe vremea Sfinților din Noul Testament. Dumnezeu n-a dat ceva scris apostolilor, ci în loc de scrieri le-a făgăduit că le va da harul Duhului zicând: acela vă va aduce aminte de toate. Gândește-te cât de rău am ajuns. Noi care eram datori să viețuim atât de curat încât să nu mai fi avut nevoie de Sfintele Scripturi, ci în loc de hârtie să fi dat locul Duhului inimile noastre spre a scrie pe ele, am pierdut cinstea aceasta și am ajuns să avem nevoie de scrieri. Și cu toate acestea, nici de acest de al doilea leac de Sfintele Scripturi nu ne-am folosit cum trebuie. Noi suntem de vină că am avut trebuință de Sfintele Scripturi și că n-am atras asupra inimilor noastre harul Duhului. Gândește-te acum ce mare vină avem, că nu voim să dobândim harul Duhului nici după ce am primit ajutorul Sfintelor Scripturi. Ba dimpotrivă, disprețuim Scripturile,
socotindu-le zadarnice și fără de rost. Prin aceasta ne atragem mai mare o sândă. Dar ca să nu se întâmple aceasta, să citim cu toată atenția cele scrise în Scripturi și să cunoaștem cum a fost dată legea cea veche și cum a fost dată legea Noului Testament. Cu aceste cuvinte ale Sfântului Părinte Ioan Gură de Aur și desigur cu mărturia faptului că în Sfânta Biserică Ortodoxă Dumnezeiasca Scriptură joacă un rol important, închei cuvintele mele cu invitația către dumneavoastră, oameni obișnuiți, studenți teologi, preoți, toți cei care ne priviți, ca să punem Sfânta Scriptură nu doar în biblioteca din casa noastră, ci să o punem în sufletele noastre, așa cum ne invită și Sfântul Proroc Ieremia și Mântuitorul Iisus Hristos, să avem Sfânta Scriptură în inimile noastre și Sfânta Scriptură să fie lucrătoare și vie în viața noastră. Vă mulțumesc mult! Mulțumim din suflet, Părinte Profesor, pentru această conferință frumoasă despre Sfânta Scriptură din perspectiva Bisericii Ortodoxe. Dacă aveți întrebări, sunt binevenite. Așa, Părintele Marius Taloș are o întrebare. Întâi de toate am un motiv de mulțumire pentru evocarea evenimentului cincizecimii, atunci când se întâlnesc dimensiunea orizontală a istoriei noastre cu cea verticală a Cuvântului lui Dumnezeu. O să rețin acest lucru și cu alți ochi mă apropii de Sfânta Scriptură, invocând prezența Duhului Sfânt ca o epicleză a Scripturii. Apoi o întrebare, ce loc ocupă Vechiul sau Primul Testament în economia liturgică, în special în Sfânta Liturghie, Dumnezeiasca Liturghie, știind că prima lectură se numește în mod obișnuit Apostolul. Apoi a doua întrebare, în teologia catolică există un autor, Scott Hahn, care a încercat să scoate în evidență toate referințele biblice care alcătuiesc țesătura textului liturgic. Există așa ceva și în studiile liturgice ortodoxe, prezența Sfintei Scripturi de la începutul liturgiei până la sfârșit ca sursă de inspirație. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu foarte mult și pentru aprecieri și pentru cele două întrebări. Aș începe cu cea de-a doua întrebare. Dacă vorbim strict de spațiul ortodox românesc, atunci vă pot răspunde că nu există o sinteză a textelor Vechiului Testament în întreg cultul Bisericii Ortodoxe Române. Există însă multe proiecte care sunt în derulare, inclusiv un proiect pe care l-am desfășurat cu studenții de la Facultatea de Teologie Duminicul Stăniloae din Iași anul trecut, în ceea ce privește Vechiul Testament în cultul bisericii, de fapt acum 2 ani, un seminar care a avut tocmai ca obiectiv identificarea textelor veterotestamentare în toată rânduiala, să zic așa, liturgică, nu doar Sfânta Liturghie. A fost un seminar cu un feedback extraordinar prin faptul că studenții au luat cărțile de cult fiecare în camera de cămin sau acasă și cu ajutorul Sfintei Scripturi, desigur, au căutat să identifice aceste locuri din Sfânta Scriptură. Apoi, în ceea ce privește prima întrebare legată de cât de mult este Vechiul Testament în cultul bisericii, putem să abordăm această întrebare din două perspective. Mai întâi, din perspectivă individuală, personală, și anume faptul că Sfânta Scriptură, spuneam, este citită de credincioși, dar un element pe care nu l-am mărturisit în referatul meu este că monahul are o rânduială specială de lectură a Sfintei Scripturi, din care face parte în mod expres psaltirea.
De altfel, psaltirea este citită în întreaga săptămână, este împărțită în catisme și pe durata unei săptămâni este citită întreaga psaltire în Biserica Ortodoxă. Iar în ceea ce privește cultul Bisericii Ortodoxe, nu există vreo slujbă, vreo rugăciune care să nu păstreze versete sau cel puțin elemente de teologie veterotestamentară. Dar în mod expres există paremiile, texte care sunt din Vechiul Testament și care sunt citite cel mai adesea în ajunul marilor sărbători praznice împărătești în bisericile ortodoxe române. Există psalmii care se citesc integral la slujba de vecernie, la slujba de utrenie, la multe alte ceasuri în Biserica Ortodoxă Română și există la începutul Sfintei Liturghii există lecturi din Vechiul Testament care nu mai sunt astăzi atât de prezente sau atât de relevante pentru că o sinteză a acestei trăiri, a acestei expresii scripturistice vetro-testamentare este făcută în cadrul antifoanelor de dinainte de lectura Sfintelor Evanghelii. Așadar, Sfânta Liturghie începe cu Vechiul Testament și, așa cum bine ați spus, continuă cu lectura Apostolului și a Sfintei Evanghelii, după care Sfânta Liturghie nu este altceva decât o rugăciune care, ca să spun așa, ca o sinteză, o rugăciune ce sintetizează întreaga teologie veterotestamentară și neotestamentară într-o expresie a bisericii mărturisitoare și doxologice a lui Dumnezeu pentru o invocare a epicleziei, a coborârii lui Dumnezeu asupra darurilor de pâine și de vin. Vă mulțumesc! Așa. Părintele Vatamanu a ilustrat extraordinar cum Sfânta Scriptură, să spunem așa, pătrunde toate aspectele vieții din Biserica Ortodoxă. De pildă, limbajul liturgic. Și, într-adevăr, cine citește cu atenție, să spunem, rugăciunile din, și textele pentru sacramente și așa mai departe, își dă seama de frumusețea extraordinară a textelor ortodoxe, a cântărilor ortodoxe și de fondul biblic. E un lucru extraordinar. După aceea mă gândesc iarăși la ceea ce înseamnă icoana în Biserica Ortodoxă, nu unde Scriptura este preluată și interpretată. În același timp, pentru că acest discurs este valabil și pentru Biserica Catolică, și noi iubim icoana, și noi iubim statuia, și noi avem limbajul, o întrebare, în schimb, pe care aș pune-o și poate cumva va face trecerea pentru după pauză, pentru celelalte, pentru conferința următoare, mă gândesc dacă nu cumva există, deci e o întrebare, nu există cumva riscul, poate în bisericile mari mă refer, nu? Și la noi, și la dumneavoastră, riscul ca cumva Scriptura să fie externalizată, în sensul de a spune unde e Scriptura. Uite, pe pereți avem icoane minunate sau, într-un limbaj pe care poate nu-l mai percepem așa cum a fost inițial perceput, pentru că cei care au construit aceste rugăciuni erau cu Scriptura în mână, fără îndoială. Erau mari și pasionați ai Scripturii. Mă întreb dacă există un astfel de risc cumva și dacă, ar fi nevoie cumva din partea noastră, de o abordare un pic, să spunem, nuanțată față de Scriptură, în acest sens. Întrebarea poate un pic... Da, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este adevărat că atunci când intri într-o biserică, parcă primești și o invitație vizuală la rugăciune. Tot ceea ce este exterior, ce e adevărat, invită să treci dincolo. Pentru că noi credem în bisericile noastre creștine, credem că icoana, în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică, credem că icoana nu te oprește la o cinstire externă, exterioară a ceea ce este zugrăvit pe ea,
ci este de fapt o fereastră care se deschide spre cunoașterea adevăratului Dumnezeu. De aceea nu ne oprim la opacitatea lucrurilor, nu ne oprim la materie, ci încercăm să descoperim dincolo de materie ceea ce este cu adevărat spirit și duh și trăire duhovnicească. Și pentru că mi-ați pus această întrebare, mi-am adus aminte de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care aseamănă Sfânta Scriptură cu o livadă. Și dacă îmi permiteți, chiar dacă timpul este înaintat, am să fac citirea acestui text. Precum o livadă înflorită are tot felul de flori, tot așa și dumnezeiasca Scriptură are în ea virtuțile dreților, nu-i numai ca să ne desfătăm ca de flori câtăva vreme de buna lor mireasmă, ci ca să culegem din ele necontenit folos. Într-o grădină, numai ce luăm o floare în mână, floarea se și veștejește și pierde farmecul ei. Aici nu e așa, ci când auzim de virtuțile dreților și le așezăm în sânurile minții noastre, putem să ne desfătăm, dacă vrem, tot timpul de buna lor mireasmă. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre Sfânta Scriptură ca despre un paradis. Aceasta este și experiența noastră în biserică. Atunci când intrăm ca în paradis. De aceea nu ne oprim doar la lucrurile externe, la ceea ce se întâmplă ca ritual liturgic, ci trăirea noastră trebuie să fie cu adevărat una tainică, duhovnicească, trebuie să fie cu adevărat o întâlnire. Cum spunea domnul Osnean mai înainte, trebuie să fie cu adevărat o experiență de familie. Acolo în biserică ne simțim bine, acolo suntem în preajma Tatălui, acolo suntem ca fii ai lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul Iisus Hristos. Acolo suntem în lucrarea Duhului Sfânt. Totul este lucrarea iubirii a tot milostivei a lui Dumnezeu și nu e așa când ieșim din biserică, nu ieșim ca dintr-o experiență dintr-un muzeu, ci ieșim ca dintr-o experiență de viață de familie, ieșim ca dintr-o experiență de cină, de masă. Îl prezint acum pe domnul pastor Marian Pădureț. Dânsul este pastor penticostal la Biserica Sfânta Treime din Bacău. Este licențiat în teologie și are un masterat în teologie ecumenică, ambele din partea Universității din București. Este pasionat de lucrul direct cu oamenii, sprijinitor permanent al grupurilor vulnerabile și al celor în nevoie. Marian Pădureț este căsătorit și are 4 copii. Era vorba să vină astăzi cu soția și cu 3 fiice, dar s-a schimbat planul. Așa, locuiește în acest moment în Bacău. În timpul liber îi place să pescuiască și să petreacă timp în natură. Mă gândeam la faptul că și lui Iisus îi plăcea compania pescarilor din Galileea, cum spune Nichifor Crainic în poezia sa. Și poate că după atâtea lockdown-uri și închideri și blocaje, ar trebui să redescoperim, de ce nu, poate frumusețea pescuitului sau frumusețea de a petrece timp în natură. De asemenea, dânsul este fondator și președinte al ONG-ului Valoare Plus, iar ideea de bază este aceasta, spune, misiunea noastră este să influențăm, să mentorăm și să ajutăm oamenii să-și descopere valoarea, potențialul și destinul în vacanță, destinul în viață. Acest ONG, din câte știu, se ocupă sau are vreo 3 after school-uri pentru copiii cu probleme. Apoi sunt activi în prevenția traficului de persoane și se ocupă de asemenea cu opere de ajutorare socială a persoanelor ce trec prin greutăți și încercări. Mă uitam acolo pe adresa dumneavoastră marianpădureț.com, unde vă autodefiniți soț, tată, pastor, încerc, mă lupt cu mine și nu numai, ca din tot sufletul să fac pe Hristos cunoscut fiecărui om pe care îl cunosc. Acesta a fost și gândul, domnule pastor, cu care v-am invitat aici, prin intermedierea părintelui Iulian Robu, cu care vă cunoașteți de la Bacău. Spunea despre frumoasa mărturie pe care ați dat-o în cadrul acelui marș pro-life organizat de Biserica Catolică. Acesta a fost gândul cu care v-am invitat. Știu că sunteți un pasionat de Hristos și de Sfânta Scriptură, de aceea suntem foarte bucuroși să vă ascultăm astăzi cuvântul.
Aveți cuvântul. Excelențele dumneavoastră, slujitori ai Bisericii și a lui Hristos, aș vrea să vă spun că mă simt onorat să fiu astăzi aici și mulțumesc organizatorilor, în mod special Oficiului pentru Pastorație și Oficiului pentru Ecumenism din cadrul Bisericii Catolice, care organizează acest simpozion minunat astăzi. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorat, pot să mărturisesc că am destul de multe emoții și aș vrea să împărtășesc în momentele care urmează câteva gânduri, câteva concepte vis-a-vis de cum se raportează creștinul neoprotestant la Scriptură. Salutăm și noi acest accent pus pe Sfânta Scriptură și pe importanța Cuvântului lui Dumnezeu pentru toți cei care îl iubesc în mod sincer pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Aș dori să fac o scurtă prezentare, am să caut să mă încadrez în timp și să fiu foarte scurt. Și spunând aceste lucruri, pentru a pune în context ceea ce vreau să expun, este necesar să spun că încă din anii 1500, Sfânta Scriptură a început să fie tradusă în limba română. Mai întâi, undeva în anii 1551-1553, apare Evangheliarul de la Sibiu. Se pare că se mai găsește și astăzi o copie la Sankt Petersburg. Un colecționar din Sankt Petersburg se pare că are o copie originală a acestui evangheliar. În 1648 se tipărește Noul Testament de la Belgrad, de la Alba Iulia. În 1688 Biblia de la București. 1795 Sfintele Scripturi traduse de Samuel Micu Klein, de la Blaj. În 1874 Biblia de la Iași. Am enumerat doar câteva din traducerile de referință. Au fost mai multe traduceri, în mod special activitatea diaconului Coresi în Brașov a fost una foarte intensă în a traduce părți din Scriptură, Evanghelii, Psaltirea. Ajung însă în anul 1921-1924, când are loc ceea ce noi în Biserica Neoprotestantă numim traducerea Corniliescu, a preotului ortodox Dumitru Corniliescu. Absolvent de seminar ortodox la București, preotul Corniliescu slujește pentru o perioadă ca diacon în Biserica Cuibul cu Barză de la București, apoi este angajat de prințesa Ralu Kalimachi și undeva în județul Botoșani, la conacul acesteia, face o traducere modernă a Bibliei, a Sfintei Scripturi în limba română. Această traducere a fost primită la început de Biserica Protestantă, bisericile neoprotestante la început atunci în România, destul de stingher sau cu foarte multe rețineri sau emoții la început. Însă, imediat această traducere a fost răspândită în bisericile evanghelice, bisericile neoprotestante și a devenit un fel de vulgata a bisericilor neoprotestante din România. Spun acest lucru pentru că biserica protestantă, biserica neoprotestantă în mod special, bisericile evanghelice de astăzi din România, sunt biserici care în slujba, în liturghia pe care o oficiem duminică de duminică în cadrul comunităților noastre, ne axăm foarte mult pe citirea, explicarea, memorarea Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, reprezintă parte centrală, majoră, din slujba, din liturghia Bisericii Neoprotestante. Câteva lucruri vis-a-vis de învățătura Bisericii Penticostale, în mod special, cu privire la Scriptură. Probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră cunosc poziția Bisericii Penticostale sau poziția Bisericii Neoprotestante din România. Aș vrea doar să spun că canonul
Sfintei Scripturi pe care Biserica Neoprotestantă îl acceptă în România este format din cele 66 de cărți, Vechiul Testament și Noul Testament, sau Vechiul Legământ și Noul Legământ, respectiv 39 de cărți în Vechiul Testament și 27 de cărți în Noul Testament. Canonul Sfintei Scripturi pentru Biserica Neoprotestantă cuprinde doar aceste cărți. Evident, sunt cărțile care au fost testate, au fost supuse acelor teste, apostolicitatea, universalitatea, conținutul, inspirația cărților și le acceptăm, le recunoaștem ca atare. Biserica Neoprotestantă foarte puternic crede în autoritatea Scripturii. Pentru bisericile evanghelice, pentru credinciosul neoprotestant, Sfânta Scriptură reprezintă autoritatea finală pentru conduită, pentru credință, pentru viață. Credinciosul neoprotestant recunoaște valoarea și importanța raționamentului, recunoaște autoritatea în limitele Sfintei Scripturi pe care Biserica o are, dar Sfânta Scriptură reprezintă autoritatea finală în ceea ce privește credința, doctrina și conduita. Punem accent foarte mare și încercăm să încurajăm credincioșii din bisericile noastre să citească, să memoreze, să studieze Sfânta Scriptură, să se expună constant cuvântului lui Dumnezeu, pentru că noi credem că această Sfântă Scriptură, acest cuvânt al lui Dumnezeu, are puterea de a schimba, de a transforma viața, conduita morală, caracterul acelui om, acelui credincios care se încrede în Hristos. Din acest motiv, în bisericile noastre, în bisericile neoprotestante, încercăm să motivăm, încercăm să încurajăm, încercăm să convingem credincioșii, membrii comunității noastre să citească Sfânta Scriptură zilnic și să se expună adevărului lui Dumnezeu într-un mod cât mai des. Inspirația divină a Scripturii, Biserica Neoprotestantă din România crede în inspirația divină a Sfintei Scripturi, după cum se relatează în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Nu avem timp să vorbim despre metoda pe care Dumnezeu a folosit-o, despre factorul uman și așa mai departe, doar aș vrea să afirm că în bisericile neoprotestante există o convingere puternică vis-a-vis de faptul că Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Da și amin. Un cuvânt al lui Dumnezeu în fața căruia nu vii să negociezi, nu vii să încerci să compromiți o parte din Scriptură, să scoți sau să adaugi. Încercăm să cultivăm pentru credincioșii, pentru membrii bisericilor noastre acest respect pe care Scriptura trebuie să îl aibă, această autoritate pe care cuvântul lui Dumnezeu o are. De asemenea, pentru credinciosul neoprotestant sau în bisericile neoprotestante, rolul Scripturii este după cum urmează și în mod special vreau să accentuez două lucruri aici. În primul rând, faptul că Scriptura reprezintă revelația specială a lui Dumnezeu. Evident că Dumnezeu s-a revelat în multe feluri, există o revelație generală, există o revelație în conștiința umană, există o revelație naturală pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o în natură, dar există această revelație specială pe care o putem avea în Scriptură, acolo unde sunt relatate faptele lui Dumnezeu în istorie și viața Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu care dă mărturie despre activitățile lui Dumnezeu în istorie și despre lucrarea sa în Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. De asemenea, rolul Scripturii pentru
credinciosul neoprotestant sau comunitățile noastre este acela că îndrumă credinciosul în viața de zi cu zi, răspunzând la întrebarea cum trebuie să trăim. Atunci când predicăm, atunci când expunem în mod expozițional sau când se predică cuvântul lui Dumnezeu în biserică, încercăm să răspundem și să învățăm, să educăm, să instruim membrii bisericii noastre cum să trăiască în conformitate cu cerințele și adevărul cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Evident, aici mă refer nu doar la Noul Testament, ci și la Vechiul Testament în egală măsură. Avem în bisericile neoprotestante atât un calendar de predicare adoptat poate la nivel național în funcție de comunitatea sau comunitățile din care biserica face parte, dar avem și anumite serii de studii biblice pe care le avem în cadrul bisericii, serii care uneori sunt pericope din Noul Testament sau din Vechiul Testament în egală măsură. Așa cum spune psalmistul în psalmul 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Apoi tot în acest psalm, care este cel mai lung psalm din Scriptură, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, este norma pentru viață și conduită. Atunci când avem întrebări referitor la viață, referitor la provocările prezente sau cele viitoare, ne întoarcem spre Scriptură, care are răspunsuri întotdeauna adecvate pentru toate provocările pe care umanitatea le-a avut până acum și credem că va avea în continuare răspunsuri adecvate pentru provocările pe care umanitatea le va avea de acum înainte. Cum se raportează credinciosul penticostal sau evanghelic la Scriptură? Și aici aș vrea să accentuez doar câteva lucruri și apoi dacă sunt întrebări. În primul rând, încurajăm foarte mult, după cum deja am menționat, citirea individuală a Sfintei Scripturi. Motivăm pe fiecare persoană din biserica, din comunitățile noastre, să aibă o Biblie personală, să-și descarce o aplicație cu o Biblie, să își pună un reminder pe telefonul mobil cu un verset din Scriptură zilnic. Ne dorim ca membrii comunităților noastre, ne dorim ca toți oamenii de altfel să fie expuși Sfintei Scripturi în mod repetat, periodic, cât mai des. Încurajăm oamenii să citească Scriptura, pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt are putere. Are putere să schimbe, are putere să dea direcție, să îndrume, are putere să ne călăuzească în deciziile vitale pe care fiecare le avem în viață. Cum se raportează credinciosul neoprotestant? În Iacov, capitolul 1, cu versetul 25 spune: dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cu alte cuvinte, dorim ca oamenii, în mod deosebit membrii bisericii noastre, să cunoască, să citească și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Studiul Scripturii. Un alt lucru pe care îl încurajăm este, pe lângă citirea individuală și studiul Scripturii în grup, în biserică, în mod special la slujbele, la liturghiile pe care le avem în cadrul bisericii, avem școala duminicală, acolo unde, începând de la copii până la adulți, sunt programe de studiere a Scripturii, o studiere metodică, o studiere tematică vis-a-vis de planul lui Dumnezeu și ne dorim ca oamenii să studieze Sfânta Scriptură. Un alt lucru poate caracteristic în mod special, nu numai, dar e caracteristic cel puțin acum bisericilor neoprotestante și a fost caracteristic și în trecut, este acest zel misionar, dorința de a vesti, de a propovădui, de a
spune tuturor oamenilor despre adevărul lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură. Și de fiecare dată când spun Sfânta Scriptură, mă refer la cele 66 de cărți, Vechiul Testament și Noul Testament. Există o, i-aș spune, râvnă, o dorință în viața, inima credincioșilor care se expun la Cuvântul lui Dumnezeu, de a vesti, de a spune și altora despre această dragoste minunată a Mântuitorului. Aș vrea să închei cu, în mod special, cu ceea ce spunea Martin Luther, spunea în felul următor: Biblia nu este învechită, nici modernă, Biblia este eternă. Această idee deja a fost amintită de cei care au ținut aceste frumoase conferințe înaintea mea și mă alătur și eu lor spunând că Biblia nu este nici învechită, nu e nici modernă, ea este eternă. Pentru fiecare epocă a istoriei, pentru fiecare perioadă a existenței noastre umane, Biblia va avea întotdeauna răspunsurile adecvate pentru nevoile fundamentale ale umanității. Atât timp cât noi, cei care îl iubim și îl slujim pe Hristos, ne vom întoarce privirea, ne vom întoarce atenția, ne vom aduna toți în jurul Scripturii, vom găsi răspunsuri, vom găsi înțelepciunea, vom găsi binecuvântarea, vom găsi harul lui Dumnezeu care să ne îndrume. Mă bucur foarte mult de această inițiativă a Bisericii Catolice. Știu foarte bine că există mai mult în vest, e adevărat, decât aici în est, o colaborare destul de bună și chiar în alte părți ale lumii destul de strânsă între bisericile neoprotestante și Biserica Catolică. Noi, bisericile neoprotestante, cel puțin, sunt foarte multe lucruri care le putem învăța de la Biserica Catolică. Și vorbeam cu Părintele Iosif înainte de a veni în fața dumneavoastră despre faptul că cel puțin la noi în biserică se practică și încurajăm oamenii să practice metoda Lectio Divina, de citire a Scripturii, de rugăciune, meditare, contemplare a Scripturii. Îmi exprim nădejdea și dorința că evenimente de acest fel, așa, vor avea loc și în viitor. Vor fi mai multe, mai dese, cu o prezență și mai numeroasă, pentru că Hristos însuși și-a exprimat dorința și a spus: mă rog ca ei să fie una. Dumnezeu să ne ajute și fie ca binecuvântarea bunului Dumnezeu să fie peste noi toți. Amin. Mulțumim din toată inima, domnule pastor, pentru această conferință absolut de suflet, în care se vede că Scriptura nu este un concept dintr-o carte, ci este o realitate trăită. E de fapt ceea ce se observă și cu ochiul liber pentru cine se uită cu atenție la, să spunem, tot ceea ce înseamnă neoprotestantismul. Există acolo o forță, o vitalitate și există efecte. M-am adus aminte așa de un lucru, gândiți-vă între timp la întrebări, la așa, pe care le puteți adresa domnului pastor. Îmi spunea o studentă catolică acum, nu știu, vreo 10 ani în urmă sau ceva de genul acesta, era aici în Iași și avea o colegă neoprotestantă și această colegă neoprotestantă era un exemplu de comportare în vorbire, în purtare, în îmbrăcăminte, în atitudine. Erau niște lucruri foarte frumoase și spunea cum colegele ei de facultate, mai ales colegele de cămin, căutau să o determine să facă ceva rău. De ce nu te îmbraci și tu ca noi? De ce nu vorbești și tu ca noi? Dar spune și tu vorba aia odată, da? Fă și tu chestia aia, fă și tu cealaltă. Și spunea cum această tânără, cu mult eroism, să spun așa, da, lupta păstrându-și principiile pe care și le-a însușit. Cred că
vă recunoașteți în acest tip de educare a copiilor, a tinerilor și e un exemplu pe care, da, sau sunt atâtea exemple pe care le vedem și cine are un ochi atent își dă seama că în spatele unui astfel de comportament există o puternică motivație religioasă și asta are o legătură precisă cu educația biblică. Dar dacă sunt întrebări pentru domnul pastor, sunt foarte binevenite. Părintele Iulian are o întrebare. Vă mulțumesc, domnule pastor Marian, pentru intervenția pe care ați avut-o. Știm cu toții că au fost vremuri în care era interzis să ai o Biblie în casă, erau vremuri în care era interzis să ai materiale religioase în casă. Ne amintim de acel fragment din Binecuvântată fi închisoare în care o deținută găsește un depozit, că era de fapt o fostă biserică abandonată și găsește acolo o Biblie. De parcă ar fi găsit o comoară și de fapt a găsit o comoară, ia Biblia, o ascunde sub haine, o duce în închisoare și o împarte în fâșii, cărțile biblice, și acolo noaptea pe sub pătură citeau din Biblie și era cartea care le dădea lumină și sens în închisoare. Noi suntem binecuvântați că trăim timpuri în care avem Biblii, avem traducere actuale, avem telefoane în care putem să descărcăm aplicații sau să punem texte, cum spunea domnul pastor, în care în fiecare zi să avem un mesaj din Biblie, suntem binecuvântați să trăim aceste timpuri de libertate. Și aș vrea să-l întreb pe domnul pastor ce a însemnat acea perioadă în care era interzis să ai Biblia, cum a supraviețuit biserica dumneavoastră acelor timpuri în care era interzis să ai Biblie sau material religios, dacă au existat martiri din partea bisericii dumneavoastră și apoi cum trăiți dumneavoastră în familie relația cu Biblia. Mulțumesc! Mulțumesc, Părinte Iulian! Eu sunt născut la Iași, așa că am venit acasă. Dar am crescut și am copilărit în comuna Dofteana din județul Bacău. În comuna Dofteana din județul Bacău există o comunitate neoprotestantă din anii 50 aproximativ. Îmi amintesc foarte bine, pentru că bunica mea a fost printre primii 3 credincioși neoprotestanți din comună. Îmi amintesc foarte bine ce s-a întâmplat sau ce se întâmpla atunci, copil fiind atât din poveștile bunicii, cât și din lucrurile văzute, că fiind născut în anul 74, am apucat să văd câteva lucruri până la Revoluție. Aș putea să spun doar atât. Sfânta Scriptură era foarte rară. A fost o persoană în comuna noastră numită Costache Bratu. Îmi cer scuze, pot să iau un minut? Costache Bratu. Și acest om era un om destul de violent în comportamentul lui de zi cu zi. Fusese în război, stătea prin pădure foarte mult. O femeie credincioasă a avut îndemnul să meargă la el într-o seară și să îi spună că Dumnezeu îl iubește. Când a ajuns, omul era la vatra sobei și își făcea un trabuc, își făcea o țigară. Și își făcea o țigară din un trabuc, dintr-o filă din Scriptură. Avea o Biblie și pentru că Biblia avea foițe foarte subțiri, îi pria foarte bine pentru trabuc. Femeia a intrat, i-a fost foarte frică, dar i-a spus: Costache, te rog, nu știu cum ai să mă înțelegi, dar cel care a scris cartea m-a trimis să-ți spun că te iubește. Și a luat Biblia și a început să-i arate din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Omul a început să plângă, a avut o experiență cu Dumnezeu, expunându-se cuvântului. Ceea ce vreau să scot în relief este că s-a simțit atât de condamnat că a fumat acele pagini din Scriptură, încât după convertirea lui sau după întoarcerea lui la Hristos, a muncit cumpărând câte o filă din Scriptură cu prețul unei căruțe de fân.
o muncă foarte grea la vremea respectivă. Apoi Bibliile erau confiscate de polițiști, lăsa în mod uzual doar o singură Biblie păstorului care conducea biserica. Îmi amintesc că undeva în anii 79-80, eram copil, bunica mea a primit un colet din Germania, de la poștă. Nu știm de la cine l-a primit. Țin minte doar orașul, Magdeburg. Și când a deschis coletul, era în ea o Biblie. În colet era o Biblie. Nu era nimic altceva decât doar o Biblie. Nu era nicio scrisoare, nu era absolut nimic decât doar o Biblie. Și știu reacția de bucurie, reacția de lacrimi. Seara s-au adunat împreună cu mai mulți credincioși, plângând de bucurie că pot să aibă o Biblie. Pentru mine a fost... încă retrăiesc acele imagini foarte intens. Astăzi noi toți avem o Biblie, știu eu, e destul de ușor să procure o Biblie. Și mi-amintesc cât de mare le-a fost bucuria, plângând toată seara pentru simplu fapt că au o Biblie. A fost greu privitor din acest punct de vedere. Țin minte că atunci când eram la seminarul teologic la București, într-o săptămână ne-am hotărât să mergem în Republica Moldova cu un grup de studenți și să ajutăm la construcția unei biserici de acolo, la acoperiș. În naivitatea mea am crezut că mă lasă vame și să trec doar cu buletinul, așa că m-am urcat în tren împreună cu toți colegii mei și la Iași aici am fost oprit, a venit vameșul și când a văzut că am doar buletinul, evident m-a dat jos din tren. N-aveam pașaportul. Și nu fusesem deseori prin Iași, nu știam foarte mult, trebuia să aștept acum un alt tren spre București, așa că am luat-o pur și simplu prin oraș, prin centru și am văzut o librărie cu niște cărți creștine, cu titluri creștine. Am intrat în librărie și am întrebat despre o Biblie de studiu. La vremea respectivă era o Biblia de studiu care se tipărise, era foarte rară și doamna de acolo mi-a spus, nu mai avem așa ceva. Și am zis, oh, Doamne, ce mult mi-aș fi dorit o Biblie de studiu. Și probabil că femeia a văzut cât de mult îmi doream Biblia respectivă și a scos una, nu știu de unde, și mi-a dat-o pur și simplu. Se întâmpla în 1992. Asta e Biblia. E de la Iași de aici. Încă o am și acum. E nedespărțită. Iar la noi în familie citim Scriptura, încurajez copiii să citească tot felul de literatură, încurajez copiii să pună întrebări, să-și dezvolte un spirit critic. Am spus copiilor foarte clar și familiei că nimeni nu trebuie să-mi urmeze exemplul de să fie pastor doar pentru că eu sunt pastor sau copiii mei să urmeze ceea ce eu fac. Încerc să le ofer un exemplu, încerc să le arăt adevărul și încerc să le dezvolt un spirit critic și să pună întrebări. Cred că e foarte important să pună întrebări, pentru că atunci când pui întrebări în mod onest, răspunsurile nu vor înceta să apară, răspunsurile adecvate, bune. Mulțumesc! Mulțumesc pentru posibilitatea de a mai spune ceva. Biblia trebuie privită din două perspective. Perspectiva urânduirii vieții pe pământ și perspectiva rânduirii vieții veșnice, adică a mântuirii. Prin perspectiva vieții pe pământ, pleiada tuturor confesiunilor, să zicem, fiecare aduce o completare și aduce ceva. Dar prin perspectiva mântuirii, există o singură cale care ne-a fost arătată de Sfinții Apostoli și a fost apoi transmisă din generație în generație de părinți. Și toată lucrarea aceasta de transmitere s-a făcut prin lucrarea Sfântului Duh. Deci lucrarea aceasta, adică noi trebuie să avem foarte clar în minte, urmărim mântuirea sau urmărim o bunăstare a vieții? Și, într-adevăr, îi recunosc meritele și a tuturor confesiunilor în binele omului.
Dar totuși Dumnezeu ne cheamă la ceva mai mult, ne cheamă la mântuire. Și de asta aș vrea să... trebuie un efort. Aș vrea să chem pe toată lumea să facă un efort care este o muncă de Sisif cumva, pentru faptul că de la despărțirea bisericilor au trecut sute de ani în care și noi acum am preluat această moștenire și cumva ne găsim ancorați în niște structuri pe care pur și simplu s-au betonat, s-au cimentat, nu mai reușim să le întoarcem, să le schimbăm, dar acolo suntem noi, aici suntem noi și totuși noi trebuie să găsim drumul spre mântuire, trebuie să-L găsim Dumnezeu să ne mântuiască în viața veșnică. Și de asta fiecare trebuie să se gândească cum să facă acest efort, cum să-L găsească pe Hristos, pentru faptul că, vedeți, credeți doar că prin folosirea Bibliei se mântuiește omul, mântuirea în... Un minut mai am. Da, așa, vreau să vă rog să fim sintetici pentru ca să ne încadrăm în timp. Da, da. În Ortodoxie se spune că mântuirea este găsirea Duhului Sfânt. Găsirea Duhului Sfânt. Și această lucrare nu poate avea loc în neadevăr. Nu poate avea loc, adică Duhul Sfânt, uitați, sunt exemple de Sfinți Părinți în Biserica Ortodoxă care au pierdut Sfântul Duh și sunt și nu, nici în Ortodoxie părinți care spun, uite, ai făcut toate faptele bune, ai făcut așa, dar nu asta este garanția mântuirii. Iertați, mulțumesc. Așa, dacă mi este permis o scurtă intervenție, potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, exprimate foarte clar în Evanghelia după Ioan, însuși Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Interpretând aceste cuvinte în contextul Scripturii, ținând cont de contextul Evangheliilor și a Noului și a Vechiului Testament, noi credem că Hristos este calea spre mântuire. Iar această mântuire a sufletului o dobândim prin credința în Domnul Iisus Hristos, care a fost născut din Fecioară, a trăit printre noi, a murit o moarte de cruce, vărsându-și sângele pentru păcatele întregii omeniri, a înviat a treia zi, s-a înălțat la cer, unde șade la dreapta lui Dumnezeu. Nu faptele bune duc spre mântuire, nu există, mântuirea nu este prin nimic altceva decât prin credința autentică și sinceră în Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Mulțumesc. Dacă mai era vreo întrebare pentru domnul pastor, da, avem acolo o întrebare. Nu este o întrebare, este o împărtășire. Am colaborat acum câțiva ani cu această organizație Valoare Plus. Da? Atunci când a fost construcția acelei case din Stănișești cu un grup de americani. Mulțumesc pentru primire, pentru că am fost primită și pur și simplu acceptată în grup, firesc și frumos. Mulțumesc pentru că, într-adevăr, atmosfera a fost așa, într-adevăr curată, fără expresii vulgare, fără gesturi care să te deranjeze, te simțeai la tine acasă. Ce mi-a plăcut în acel grup și ce am văzut și aș fi vrut, dar nu știu, la noi nu se practică, este faptul că grupul la un moment dat se oprește și unul dintre ei, din memorie, sau citește un pasaj din Biblie. Deci un mod de a te hrăni pentru a-ți aduce aminte pentru ce muncești acolo. Nu doar pentru cine, persoana efectivă sau familia aceea care avea 10 copii, dar îți aduce aminte de Hristos în timpul muncii tale. Toți făceau acest lucru firesc. Și mi-a plăcut foarte mult această atitudine și această abordare. Și am mai fost și odată într-o duminică, am sacrificat slujba mea de dimineață ca să vin la voi să văd cum este celebrarea în sine.
Și mi-a plăcut cântarea, mi-a plăcut predica de atunci, m-a impresionat. Nu mai aduc aminte multe lucruri, dar a fost adevărată, a fost autentică, nu era ideologizată. Era cu foarte multe exemple practice trăite de dumneavoastră sau de comunitate și am zis, wow, ce bine ar fi să fie și la noi așa. Și știu că am primit un cuvânt atunci la intrare, pe care l-am păstrat mulți ani. Și la care tot timpul mă uitam și îmi spuneam, o, slujba mea este exact când este celebrarea la ei, nu pot să merg. Dar mi-a făcut plăcere și mulțumesc pentru toate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu mențiunea că noi casa care am construit-o pentru o familie cu 10 copii din Stănișești, nu era o casă, adică familia nu era din comunitatea noastră, era o familie din comunitatea Bisericii Ortodoxe, cred, de acolo, doar că era o familie în nevoie. Știu că de multe ori s-a propagat ideea că unde cumva bisericile neoprotestante se ajută foarte bine între ei. Încercăm să spargem tiparul, tot ce facem, aproape tot ce facem, ca ONG Valoare Plus și ca biserică este îndreptat exclusiv către oamenii care sunt în nevoie la un moment dat, indiferent de proveniența lor religioasă sau lipsa vieții spirituale pe care o au. Da. Încercăm să trecem la următoarea conferință, doar un cuvânt așa de concluzie. Spunea domnul pastor de faptul că în Occident există apropiere mai mare între Biserica Catolică și Pentecostal. Amintesc faptul că Papa Francis, chiar în 2013, când a ajuns episcopul Romei, în același an s-a întâlnit cu penticostalii, cred, la Caserta de Napoli, sau s-a întâlnit acolo și ulterior. Pentru că, mai ales în Argentina și în America Latină, știm că mișcarea penticostală are un succes foarte, foarte mare. De fapt, ceea ce se recunoaște era un articol în Civiltà Cattolica, nu mai aduc aminte exact autorul, dar autorul observa un lucru, că există în mișcarea penticostală un entuziasm, un suflu, o viață pe care le-am avut și noi în trecut, dar cu trecerea timpului le-am pierdut și ar fi nevoie să le redobândim. Eu cred că conferința domnului pastor a fost astăzi ilustrativă, o conferință de suflet și aș aminti, apropo de faptul că vedem adesea doar diferențele foarte mari care ne separă, aș aminti un lucru, că nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt, ne spune Pavel în prima scrisoare către Corinteni. Toți cei care recunosc pe Iisus ca Domn și Mântuitor al lumii sunt mișcați de Duhul Sfânt și trebuie să observăm și să admitem acest lucru. Părintele Marius Staloș s-a născut la 8 august 1970 la București. A urmat un liceu și o facultate cu profil tehnic și apoi a intrat în Ordinul Iezuit la vârsta de 25 de ani. A fost sirotonit preot la București în anul 2004. Dânsul a avut o experiență unică, așa în sensul că a fost primul român numit superior regional al iezuiților. În momentul de față, să spunem, s-au retrasat cumva ariile acestea geografice, dar este relevant acest lucru că a fost primul român superior regional al iezuiților. De asemenea, este director al Centrului Iezuit pentru Refugiați din România. A colaborat la traducerea în limba română a unor texte de referință pentru istoria și spiritualitatea societății lui Iisus. După terminarea studiilor de teologie fundamentală, a lucrat în cadrul Centrului Cultural Xaverianum al Iezuiților din Iași între anii 2005-2009. Iată, acum revine în orașul unde 4 ani a lucrat atât de frumos. Ulterior a studiat la Madrid, unde a scris o teză doctorală în domeniul teologiei spirituale. Părintele Marius Staloș este specialist în teologia Sfântului Grigore de Nisa. Iată o punte așa frumoasă spre zona patristică. Actualmente conduce serviciul iezuiților pentru refugiați din România.
În rest, este cunoscut pentru exercițiile spirituale ignațiene pe care le ține și de care beneficiază foarte mulți oameni care își doresc o spiritualitate mai profundă și este cunoscut de asemenea pentru aparițiile sale la televizor, la Cygnus înainte și acum la Angelus TV. Părinte Marius, ne bucurăm din toată inima că ați acceptat invitația noastră și vă invităm să expuneți conferința pe care ați intitulat-o Biblia, spune-mi cum mă citești ca să-ți spun cine ești. Lăudat să fie Iisus și bine v-am găsit, excelențele voastre, dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos. Mulțumesc părintelui Iosif pentru invitație și pentru această măgulitoare prezentare care m-a făcut să roșesc. Totuși, ați uitat ceva să menționați în prezentare. Sunt un păcătos iertat. Este cel mai important lucru. Toți suntem la fel. Eu mă scriu pe aceeași listă. Ca să fie prezentarea completă și tocmai în această înțelegere am propus titlul prezentării pentru întâlnirea noastră. Să nu știe stânga unde bate dreapta, da? Bine, mulțumesc. Am intitulat această intervenție Spune-mi cum mă citești ca să spun cine ești, convins că în fața Sfintei Scripturi, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, citirea Bibliei nu se înțelege printr-un genitiv subiectiv, ci printr-un genitiv obiectiv. Noi suntem citiți de Sfânta Scriptură. Lecția divină înseamnă că Dumnezeu ne citește pe noi prin cuvântul Său. Și am încercat să ilustrez acest adevăr de căpătâi printr-o imagine, sper că o puteți vedea în partea dreaptă a dumneavoastră a ecranului, un cititor care se apleacă uimit asupra Scripturii și constată un lucru, nu știu dacă se vede suficient de clar, este gol. Regele, lectorul, cititorul este gol în fața unui cuvânt a lui Dumnezeu care este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, așa cum ne învață și ne arată scrisoarea către evrei. Și apoi, ca să dăm la o parte o practică de multe ori mai mult magică decât mistică de apropiere față de cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la celelalte două imagini, uitați-vă la ele, nu la mine, chiar dacă semănăm cu chelia. Este un om care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi un balon de cristal care i-ar prezice viitorul, ca la Mama Omida sau AstraZeneca, cum mai sunt ghicitori la București, sau care le împlinesc dorințele. Uitând ce spunea filozoful român și nu neapărat foarte creștin, Emil Cioran, dar era profund răvășit de cuvântul lui Dumnezeu, el spunea că în fiecare om, când dorește ceva, se ascunde un călugăr și un măcelar. Călugărul vrea ca nu voia lui, ci voia lui Dumnezeu să se împlinească, în timp ce măcelarul, ducându-și la îndeplinire dorința și voința proprie, ajunge să se omoare. De aceea am propus să vedem cum ne lăsăm citiți de Sfânta Scriptură, având în vedere că Duhul care ne creează este același care dă viață și cuvântului lui Dumnezeu și cititorilor săi. Vă propun în imaginea următoare să descoperim trei momente în care suntem priviți în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Și am dat aici, ca să
lămuresc, să tâlcuiesc această metaforă, pentru că ea este de sorginte biblică, am evocat ca referință scripturistică scrisoarea Sfântului Apostol Iacob. Acolo unde spune, dacă cineva privește cu atenție la legea desăvârșită a libertății și rămâne în ea, aici avem oglindirea, vedeți? Privim la legea desăvârșită a libertății și rămâne în ea, nu ascultă ca apoi să uite, ci ca să o pună în practică. Faptele legii nu se opun credinței, ci îi dau viață, ne spune același apostol. Astfel, acesta va fi fericit în lucrarea sa. Se spune că irlandezii sunt foarte mândri de țara lor și de vremea lor și spun că cine zice că în Irlanda plouă tot timpul? Nu e adevărat. Nu plouă decât de 2 ori pe an. Odată 6 luni și odată 6 luni. Același lucru cred că putem să-l spunem și noi despre momentele în care să citim Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales să ne lăsăm citiți de El. Doar în 3 ocazii, bucureștenii spun, decât în 3 situații. În viața de zi cu zi, meditând cuvântul care ne citește, în situații sau momente de cumpănă, când e vorba de o alegere în viață și pe viață mai ales, și în momente de suferință, când nu mai avem niciun cuvânt omenesc în afara cuvântului întrupat. Haideți să vedem câteva exemple când ne lăsăm citiți și radiografiați de cuvântul lui Dumnezeu. Odată să înțelegem că acest gest, moment în care ne lăsăm citiți de cuvântul lui Dumnezeu, nu este o simplă citire, ci este un exercițiu spiritual, un exercițiu duhovnicesc. În anul 1929, Sfântul Părinte Pius al XI-lea scria o enciclică, Mens Nostra, în care scotea în evidență importanța citirii cuvântului lui Dumnezeu și a meditării sale prin exerciții spirituale. Era momentul în care o moștenire particulară din cadrul bisericii devenea un patrimoniu al întregii comunități creștine și încuraja pe toți creștinii să aloce un timp în reculegere, în atmosferă de rugăciune, în care să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să-l reflecteze în propria sa viață și să vadă cum se transformă într-o lucrare, pentru a-i da trup în trupul său, în destinul propriu. Și în această enciclică, reluată mai târziu în exhortația apostolică Evangelii Gaudium de Sfântul Părinte Papa Francisc, ni se spune că sunt 3 mari momente în care e bine să ne reculegem. Întotdeauna sunt impresionat că atât reculegerea, recolectio, cât și electio, alegerile de viață, pornesc de la o lecție, de la o citire. Când ne rugăm, citim cuvântul lui Dumnezeu într-o atmosferă de rugăciune și nu singuri, ci într-un colegium, adică împreună cu alții care citesc la oaltă cu noi. Cele 3 situații sunt când ne pregătim pentru o sărbătoare a comunității creștine a bisericii, ne pregătim pentru Paști, ne pregătim pentru Crăciun, ne pregătim pentru un moment, o sărbătoare a parohiei, a episcopiei, așa mai departe, momente de alegere sau de cumpănă în viața personală, nu doar dacă mă căsătoresc, nu mă căsătoresc,
și părul mi-l jumulesc încercând să scot petale care rămâne ultima, ci pentru a vedea care este voia lui Dumnezeu în viața mea și în momente de cumpănă, cum am zis, de suferință, trupească sau sufletească. Fără a zăbovi prea mult asupra acestor trei situații, haideți să vedem cum ele se concretizează într-un exercițiu spiritual care pornește de la cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Ignațiu, care este un om care urmează tradiția bisericii și care citea convorbirile spirituale colaționes ale Sfântului Ioan Casian, ajunge să dea o formă acestei citiri a cuvântului lui Dumnezeu în biserică și pentru viețile oamenilor. Și așa cum vedeți în imagine, găsiți o constelație a momentelor de rugăciune care constituie momentele unei meditații, am putea spune, nu doar ignațiene, ci și a rugăciunii Lectio Divina, cu intrarea în rugăciune, cu pregătirea pentru interiorizarea cuvântului lui Dumnezeu și mai ales pentru punerea sa în practică. Ce vă invit, când aveți ocazia zilnic, cum ne încuraja pastorul Marian Pădureț atât de pertinent, să ne lăsăm confruntați de cuvântul lui Dumnezeu, vă rog, nu lăsați să se evapore. L-ați citit, v-ați rugat cu el. Ajungeți la o aplicație. Ce fac cu el mai departe? Vă invit să luați vitamina P4. O împătrită aplicație a cuvântului din care v-ați hrănit în ziua respectivă. Această aplicație să fie întâi de toate personală, să fie posibilă, să fie practică și să poată fi probată. Am dat un exemplu din biografia personală, cu toții constatăm când trec sărbătorile că am mâncat prea mult și doar pantofii ne mai sunt buni, celelalte haine necesită ajustări. Cu ce mă poate ajuta pe mine cuvântul lui Dumnezeu să întrupez o voință de a trăi în cumpătare trupește și sufletește? Am dat un mic exemplu în care vedem cum cuvântul lui Dumnezeu ne poate servi ca o făclie pentru pașii noștri. De câte ori a fost citat înainte acest psalm, de câte ori ne dăm seama de actualitatea și de smerenia acestui cuvânt dumnezeiesc. Nu spune el, cuvântul meu este far pentru cărările mele. Cei care ați fost la Constanța ați văzut cât de impunător și cât de departe bate farul din Constanța. Are un singur defect, nu se poate mișca. Nu-l iei cu tine să te duci la București cu dita mai farul, dar cu făclia cuvântului lui Dumnezeu poți ajunge și în Alaska și la Slobozia. Și sunt pentru pașii mei, în mod concret, aici și acum, nu doar în lumea biblică, în timpurile biblice. De aceea un teolog anglican, Anthony Tisleton, deplângea una dintre cele mai mari sciziuni, care nu este doar cea confesională, ne rugăm astăzi pentru unitatea creștinilor, dar și pentru întâlnirea orizonturilor dintre lumea academică și cea pastorală, care să ne apropie cuvântul lui Dumnezeu, care este trăitor și viu pentru mine astăzi, aici și acum și pentru comunitatea din care fac parte. Am încercat un acronim, Pergament, în care să vedem ce pot cere astăzi de la cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun, astăzi eu m-am hrănit dimineața cu psalmul 79, care era la liturghie. Dumnezeule al oștirilor, întoarce-te, caută din cer și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Îl cunoaștem de la Sfânta Liturghie de atâtea ori, dar ce-mi spune mie astăzi?
poate să-mi amintească o poruncă de ținut, un exemplu de urmat, o rugăciune de rostit, o greșeală de evitat, un adevăr de crezut, un motiv de mulțumire, o eroare de îndreptat, o nelegiuire de mărturisit în cadrul spovezii sau, și aici pun punctul pe T, o taină de cerut. Oameni buni, Sfânta Scriptură la începutul bisericii se citea, se tâlcuia ca pregătire pentru primirea Sfintelor Taine. Primul tratat sau comentariu biblic pe care îl găsim în istorie, unul dintre primele, este tratatul despre botez al Părintelui Bisericii Tertulian. Și apoi avem catehezele Sfântului Ciril de la Ierusalim. Citeau oamenii Biblia de ce? Ca o mistagogie, ca să se apropie de Sfintele Taine. Nu citim Biblia doar pentru edificarea personală, trupească sau sufletească, ci pentru că suntem chemați să intrăm în trupul bisericii, care este Hristos. Și trecem la partea a doua, care ne spune relevanța cuvântului lui Dumnezeu în momente de cumpănă, în momentele marilor alegeri. Am avut ocazia să țin mai multe reculegeri, serii de exerciții spirituale pentru cei care își căutau vocația. Și am fost șocat de un lucru. Ziceau, eu vreau să intru în viața consacrată sau eu vreau să mă căsătoresc. Zic, dar ce faci cu viața ta profesională? Tu nu crezi că cuvântul lui Dumnezeu are o relevanță și pentru această opțiune? A, eu nu m-am gândit. Eu sunt IT-ist. Unde scrie în Biblie despre IT? Sau altcineva se pregătea pentru dactilografie. Acum nu mai există disciplina aceasta. Sau eu sunt grădinar. Am zis, haideți să vedem cum aceste vocații nu sunt doar meserii, berufăn, sunt întâi de toate rufăn, anrufăn, chemări în terminologia germană. Cum se vede lucrul acesta? Dacă noi credem că persoana umană în lumina cuvântului lui Dumnezeu, pornind de la întâia scrisoare a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni, este formată nu în mod abstract, tripartit, dar într-o osmoză din trup, suflet și duh sau spirit, credem că și sufletul omului este la fel compus sau are dimensiunea sa rațională, mintea, voința, decizia de hotărârea de a transpune în practică și afectivitatea sau emoțiile, așa cum vedem în porunca de căpătâi, aceea a iubirii lui Dumnezeu și aproape lui, din tot sufletul, din toată inima, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Ce înseamnă lucrul acesta pentru noi? Dacă descoperim că Dumnezeu ne-a dăruit acest suflet înzestrat cu puterea de a recepta cuvântul lui Dumnezeu, descoperim și darurile pe care le primim, care se transformă în teme pentru acasă. Dumnezeu ne dăruiește întotdeauna semințe pe care să le transpunem în viețile noastre. Și avem în scrisoarea către Romani, la capitolul al 12-lea, din care preasfințitul Iosif Păuleț a citat la începutul întâlnirii noastre, aceste rânduri care spun că avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat. Dacă cineva are darul profeției, care este darul discernământului, să profețească după măsura credinței, dacă are darul slujire, să stăruiască în slujire, dacă este învățător, să învețe pe alții, dacă are darul de a îndemna sau încuraja, să îndemne cine dă cu simplitate, cine conduce cu zel administrarea, cine face milostenie. Avem aceste 7 daruri
care oglindesc ceea ce Dumnezeu a sădit în inimile noastre. Noi suntem chemați să descoperim unul după altul aceste daruri. Nu toți le avem pe toate, nu toți le avem în aceeași măsură, dar credem și suntem chemați să descoperim cu ajutorul Scripturii cu ce ne-a hărăzit Dumnezeu ca să vedem ce ne cere. Avem întâi de toate ilustrat darul discernământului care ne ajută să deosebim ceea ce este bine și rău în viețile noastre. Am pus pe prima coloană personajele biblice, pe a doua coloană virtuțile cu care suntem înzestrați, dar și riscurile la care suntem expuși, pentru că așa cum spune a doua scrisoare către Corinteni, noi purtăm harul lui Dumnezeu în vase de lut, fragile, expuse slăbiciunii, limitelor și inclusiv păcatului. Vedem ce se întâmplă atunci cu darul discernământului, vedem ce se întâmplă cu darul slujirii, cu personajele biblice ilustre în acest domeniu și am dat Marta, Febe, Ștefan, Filip, diaconul, apostolul, Onisim, soacra lui Petru, Iacob, cu virtuțile sale și cu limitele sau riscurile sale. Darul învățăturii, așa cum vedem în exemplul lui Apollo, în Faptele Apostolilor, s-a citat deja din capitolul 18, la soții, laici și profesioniști, Aquila și Priscila, la Timotei, ucenicul Sfântului Apostol, la Apostolul Toma și la Luca, Apostolul și Evanghelistul, la fel cu darul încurajării, cu fiul încurajării Barnaba, cu Sila din Faptele Apostolilor, cu Tit, cu Aaron, care îl susține mereu pe Marele Moise și așa mai departe. Darul dărniciei cu imaginea de neșters a părintelui credinței popoarelor, Abraham, cu Corneliu, sutașul din Faptele Apostolilor, cu Paul să nu mai vorbim, l-am tot amintit, cu Zaheu, cu Solomon, cu darul conducerii sau ocârmuirii al administrării în persoana patriarhului Iacob, a păstorului Iosif evocat mai devreme, a lui Neemia, a Deborei, a lui David, a lui Iacob, ruda Domnului, a lui Iair în mai marele sinagogii, în Evanghelie. Ce virtuți putem urma, la ce pericole să fim atenți că suntem expuși? Darul compasiunii la bunul samaritean, la Rut, la Iosif, în Noul Testament, soțul Mariei și purtătorul de grijă al lui Iisus, la Ieremia, profetul lacrimilor și al lamentațiunilor, la Rahela care își plânge copiii, la Rebeca care își vădește destinul prin copiii săi. Vedeți cum ne putem oglindi în cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea cum răzbate în noi acest ecou. Și acum, marea provocare. Am văzut personajele biblice, am meditat asupra lor, ne-am rugat. Dar ce fac dacă în viața mea sunt vocații în domeniul imobiliar, în alimentație, în slujire medicală, în misiune? Am pus doar câteva exemple. În cadrul săptămânii sau octavei de exerciții pentru vocație, luăm toate domeniile din revisal. Ne rugăm cu revisalul, oameni buni, oglindit în cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem acolo unde este 1D, darul discernământului. Cât discernământ are parte, nu doar în viața ta, cât și în meseria respectivă. Darul slujirii, darul învățăturii, al încurajării și facem în funcție de cantitatea pe care o dă fiecare exercitant,
în lumina cuvântului lui Dumnezeu, își face propriul său profil spiritual cu ajutorul unui îndrumător în biserică și apoi vede care dintre meserii sau domenii îi sunt mai apropiate. Să nu ne lăsăm ghidați numai după cât câștig, de multe ori câștig imediat, ci ce semințe a sădit cuvântul lui Dumnezeu în mine. Acesta este un exercițiu pe care îl faci odată, 8 zile, într-o viață, dar este pe viață și lumina este cuvântul lui Dumnezeu. Și închei, în timp de pandemie, cu un mic compendiu de rugăciune biblică în diferite împrejurări. Am pus aici, mă scuzați, am făcut o broșură cu psalmi în diferite situații, și de bucurie și de întristare, și de alegere și de discernământ, dar am luat din toate cărțile Sfintei Scripturi tot ce se referă la boli, la boli de trup și de suflet. Am dat aici numai câteva exemple în domeniul medicinei, al sănătății mentale, al nutriției, al ciumei și al epidemiilor, al psihozelor, bolilor incurabile. Oameni buni, cuvântul lui Dumnezeu nu este ceva gumilastic, să-l facem să-l forțăm să spună ceva abstract despre situația în care mă aflu eu, ci este o lumină care mă ajută în situația în care mă aflu să găsesc calea, adevărul și viața. Și închei spunând o provocare. Poimâine, mica unire, marea unire a principatelor române de la 1859. Nu se va cânta doar hai la Milkov cu grăbire să-l secăm dintr-o sorbire, dar se va cânta și imnul național. Scris de Andrei Mureșanu, poemul Răsunetul la 1848. Știți care a fost inspirația lui atunci când a scris Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, învierea lui Lazar. Capitolul 11 din Evanghelia după Sfântul Ioan. Mă rog astăzi ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne facă creștini întregi, români întregi și oameni întregi, după chipul și asemănarea Dumnezeului întreg, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Părinte Marius, nu știu ce mai putem adăuga la această conferință de suflet, mi-e teamă ca prin cuvintele mele să nu diluez sensul a ceea ce ai spus. Pot să spun doar că se vede aici ce înseamnă și spiritualitatea ignațiană. Părintele, ținând în permanență cursuri de exerciții spirituale, se întâlnește cu atâtea persoane și de aceea este un atent și delicat, să spunem așa, observator al sufletului omenesc, ale cărui mecanisme interioare le înțelege și le tratează ca un medic duhovnicesc cu Sfânta Scriptură. Iată, dacă putem vedea în Biserica Catolică oameni atât de pasionați de Scriptură și care arată cum Scriptura are legătură directă cu viața noastră, cu situația noastră interioară, cu suferințele noastre, cu aspirațiile noastre, asta înseamnă că există speranță. Eu, părinte Marius, mă gândesc la catolicii, sigur, sunt catolici care sunt mai apropiați de Biblie, sunt catolici care, sau foarte mulți, care sunt la distanță de Biblie. Mă gândesc așa, catolicii mai apropiați de Scriptură sunt de o altă calitate? Pun așa o întrebare. Aș răspunde pe scurt cu ce spunea Karl Rahner, un teolog austriac, catolic și iezuit. Nu-i așa, nimeni nu-i perfect. Creștinii nu sunt scutiți să fie oameni.
Și aș spune, calitatea celui care citește Biblia nu se vede neapărat în virtuțile sale, ci se vede mai mult în examinarea conștiinței sale. Cine citește mai atent Biblia nu are complex de superioritate, ci dimpotrivă vede măreția lui Dumnezeu într-un fel mai acut și înțelege importanța fratelui de lângă el. Cu alte cuvinte, Biblia nu ne ajută să ne propășim, să ne dezvoltăm, ca să reiau o expresie atât de curentă astăzi, personal, ci ca să înțelegem cele două porunci: cine este cel care mă cheamă la viață și cine este cel de lângă mine. Prin reflectarea acestora mă regăsesc și eu. Dar e foarte periculos să spunem: uite-te, domnule, un om care știe Biblia pe din afară, dar nu a tâlcuit-o pe dinăuntru. Da, mulțumesc pentru... Da, o să vă rog așa scurt, da, mai degrabă, ca să ne încadrăm și în ultimul act, și anume citirea unui text și o interpretare. E prima dată când particip la o întrunire interconfesională. Constat că cei mai mulți, poate sunteți superiori, nu am un merit că m-am născut ortodox, puteam să mă nasc catolic sau penticostal sau altceva. Totuși, în viața mea, consider un lucru foarte important: să pornesc întâi de la adevăr. Dacă nu pun temelie pe adevăr, atunci, oricât de frumos lucru aș clădi, lucrul acela nu va avea, nu va ajunge ceea ce îmi doresc să ajungă. Nu pot să spun altceva, adică pentru faptul că noi, adică eu aici acum văd oamenii aceștia și cum am avut și alte relații cu maghiari sau alte conaționalități, lucrurile se desfășoară altfel în relațiile de la om la om și altfel în relațiile politice și în așa. Noi toți suntem încadrați așa în diverse structuri politice și așa, care ne blochează, care ne cumva ne îngrădesc și trebuie să găsească fiecare drumul spre adevăr. Da, atât să rețineți din partea mea, aprecierea mea, plăcirea mea și să rețineți și asta, că eu pornesc de la adevăr. Și vă mulțumesc și mă iertați dacă v-am plictisit cu intervențiile mele. Eu consider este ok, este bine, e așa. Dacă Părintele Marius dorește să adauge un cuvânt la... Sau... Da. Când Mântuitorul a fost întrebat ce este adevărul, a tăcut și nu l-am putut contempla decât pe sine însuși. Cred că cuvântul lui Dumnezeu, înainte să fie Scriptură, este cuvântul întrupat care însumează în sine și calea și adevărul și viața. Să îl avem pe Mântuitorul în fața ochilor și atunci avem adevărul. Mulțumesc! Aș mai adresa eu o scurtă întrebare, pentru că aici ar fi poate o provocare și pentru studenții noștri la teologie. Dar mă gândesc la Occident. Occidentul protestant și catolic a ajuns la o înaltă știință biblică, la exegeza de foarte înaltă calitate. Vorbim de cunoașterea limbilor biblice, de redescoperirea istoriei Orientului Mijlociu, de studierea tehnicilor literare și așa mai departe. Deci avem o cunoaștere biblică foarte înaltă. Această cunoaștere biblică foarte înaltă a contribuit la o mai bună cunoaștere, să spunem, a Scripturii în rândul poporului lui Dumnezeu? Poporul beneficiază de această înaltă cunoaștere sau putem vorbi de două orizonturi paralele? Da. Cred că orizontul paralel este o contradicție în termeni, pentru că atunci când fericitul Vladimir Ghica
necunoscând încă cuvântul orizont, a vrut să-i arate mamei ceva frumos, zice, uite mami, unde? Acolo, unde? Acolo unde cerul sărută pământul. Ăsta este orizontul. Orizontul e întotdeauna o întâlnire. Când vorbim de orizonturi paralele, nu înțelegem ce zicem. Sunt planuri paralele, dar nu este orizont. Planuri paralele, da. Atunci zicem așa, da. Am folosit două expresii, dar e binevenită observația, sigur. Cred că la nivelul de lectio divina, atât primul nivel de lectio cât și cel de meditatio au nu doar permisiunea, ci datoria să pună în valoare cele mai importante rezultate ale exegezei și insista deja Origene, puneți, el nu este doar maestrul sensului spiritual sau alegoric, întâi de toate respectați litera, sensul literei și sensul istoric. Nu se poate înțelege metoda istorico-critică ca un capăt de drum, ci ca un început. Pericolul este când ne oprim acolo, dar el ne deschide un orizont de a însuși dimensiunea spirituală pornind de la datele descoperirii. Și a zice, astăzi disciplina de frontieră nu mai este exegeza textuală singură, ci paleografia însoțită de arheologia biblică. Acestea dau strigăt și cuvânt pietrelor, să le ascultăm și pe ele și să le integrăm în structura noastră spirituală. Am pus această întrebare deoarece există riscul acesta de a spune am studiat teologie, am făcut cursuri biblice timp de 6 ani sau 8 ani sau 10 ani, am intrat în preoție, deja știu Biblia, nu mai am nevoie de prea multă, aprofundare. Da. Și totuși îți dai seama că poate predica ta devine un discurs formal fără să predica preotului, da? Mă refer, poate fi un discurs formal fără să mai ajungă la inima poporului și fără ca, să spunem, suflul Scripturii, Duhul Scripturii să-l poată citi pe om, să-l poată citi și transforma. Știți, ați vorbit despre Duhul Scripturii. Sfântul Toma de Aquino are un comentariu extraordinar la cea de-a doua epistole către Corinteni și când ajunge la capitolul 3, versetele 6-16, zice acolo unde apostolul zice litera ucide, Duhul dă viață. Atenție, litera ucide, mai ales litera Evangheliei, dacă nu este pătrunsă de Duhul ei. Dacă o spune Sfântul Toma, eu nu pot decât să fiu de acord. La fel suntem și noi de acord. Mulțumim, Părinte Marius Taloș, din suflet pentru această conferință. Poți să rămâi aici, te rog, pentru că o să urmeze lectura textului, da? Și apoi, cum spuneam, un maxim 5 minute de interpretare a acestui text din Deuteronom, capitolul 11, este practic concluzia celui de-al doilea discurs al lui Moise, în care Moise face referință la faptele minunate pe care Dumnezeu le-a realizat în favoarea poporului. Și aici găsim concluzia. Vom citi textul și apoi vom merge în aceeași ordine. O să rog prima dată pe Părintele Cătălin Vatamanu să interpreteze textul, apoi pe domnul pastor, da, o să vă rog să veniți aici, apoi pe domnul pastor Marian Pădureț și în final pe Părintele Marius. Acum vom citi textul. Așadar, textul din Deuteronom 11, 18 cu până la 21. Puneți aceste cuvinte ale mele în inima voastră și în sufletul vostru. Să le legați ca semn la mâinile voastre și să fie ca un pandantiv între ochii voștri. Pe fiii voștri să învățați aceste cuvinte, vorbind despre ele, când stai în casa ta și când mergi pe drum, când te culci și când te scoli.
să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, ca să vi se înmulțească zilele voastre și zilele fiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, câte vor fi zilele cerului deasupra pământului. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Mă bucur să revin aici la microfon și să discutăm despre acest text de la Deuteronom, capitolul 11, versetele 18-21, pentru că aș vrea să scot în evidență câteva idei personale, mai întâi, și să concluzionez cu un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, ca să rămânem în tradiția bisericii, nu doar în vreo tradiție personală inovativă. De altfel, și părerile mele legate de text sunt în aceeași tradiție a bisericii. Mai întâi, Moise spune că cuvintele acestea ale mele trebuie puse în inima voastră. Trăim într-o lume postmodernă în care oamenii sunt foarte provocați să atace autoritatea. O lume postmodernă în care nu prea mai contează ce spune celălalt, ci contează ceea ce spun eu. Nu prea contează autoritatea, fie că este ea învățătorească, clericală, medicală și așa mai departe, ci contează autoritatea pe care o reinventez eu astăzi și acum, o autoritate care devine de multe ori mai presus decât orice înseamnă, inclusiv regulă socială. Prin urmare, textul acesta de la Deuteronom, capitolul 11, ne atrage atenția asupra faptului că Moise nu vorbește despre cuvintele lui exclusiv, nu e vorba despre Tora Moșe, învățătura lui Moise, ci este vorba despre Tora Adonai, despre învățătura lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt, de fapt, cuvintele lui Dumnezeu pe care El îndeamnă oamenii să le învețe, să le transmită mai departe copiilor. Un al doilea aspect pe care l-am sesizat în acest text de la Deuteronom 11 este faptul că Sfânta Scriptură aparține credinciosului. Nu trebuie să fie izolată instituțional, nici nu este izolată instituțional, nu este a teologului instruit, așa cum bine se spunea chiar mai înainte. Sfânta Scriptură trebuie să fie accesibilă. Și minunat lucru este faptul că acum, după libertatea noastră națională, libertate de neam, avem și o libertate religioasă în care avem voie să citim Sfânta Scriptură, avem voie să o ascultăm liber în Sfintele Biserici. Un al treilea aspect. Așa cum am văzut din textul de la Deuteronom 11, Scriptura trebuie să fie prezentă, vizibil, nu doar audibil, în casă. Da? Să o scrieți pe ușorii caselor voastre și pe porțile voastre. Invitația pe care Dumnezeu ne-o face prin Moise, invitația care este foarte actuală, este ca să facem din casele noastre o eclesia minoră, o mică biserică. Să facem din spațiul nostru domestic un spațiu sfânt, particular. Avem noi în înțelepciunea noastră românească atât de frumos proverbul: omul sfințește locul. Trebuie să începem, desigur, cu casele noastre. Trebuie să continuăm cu serviciul nostru, locul unde lucrăm. Trebuie să continuăm cu societatea noastră. Sfânta Scriptură trebuie să facă parte din experiența noastră domestică, cotidiană, obișnuită. Al patrulea aspect pe care vreau să-l scot în evidență este unul legat de experiența practică a Sfintei Scripturi. Pentru că textul ebraic este mult mai convingător. Spunea domnul Lozneanu chiar la începutul cuvântului său că acest text ar trebui să fie tradus să predai fiilor tăi. Textul ebraic zice chiar să fixezi în mintea copiilor tăi acest lucru. De fapt, cam este aceeași idee, ideea de repetiție. Dar parcă cuvântul ebraic parcă insistă și mai mult pe o băgare în cap a copiilor, ceea ce astăzi în limbaj modern s-ar numi îndoctrinare, dar nu e niciun caz
acest aspect, ci e vorba de o conștientizare interioară a prezenței și a lucrării lui Dumnezeu în viața omului. Prin urmare, această conștiență, conștientizare a faptului că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni la 2:20, sau că nu mai vorbesc eu, ci Hristos vorbește în mine, aceasta trebuie să ducă și la o formă practică, că nu sunt eu cel care lucrez toate cele pe care le fac, ci Hristos le face în mine. Mântuitorul, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola 1 Corinteni 4:20 că împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, în puterea care lucrează în oameni. Și un al cincilea aspect este legat de importanța pe care tinerii o au în viața bisericii și mă bucură tare mult că ați venit atât de mulți studenți la teologie catolică, pentru că nu e vorba doar despre o responsabilitate pe care biserica la cele mai înalte nivele o are, ci o responsabilitate pe care o avem cu toții. De aceea este foarte importantă educația religioasă, dar e foarte important și cum arătăm în comunitate, și sigur responsabilizarea tinerilor este fundamentală, cum arătăm în comunitate că noi suntem cu adevărat ai lui Hristos. Și o ultimă idee este legată de același text de Deuteronom 11 și anume faptul că liturghia, cultul public și de asemenea cultul particular este și trebuie să fie însoțite de lectura din Sfânta Scriptură, pentru că aceasta ne ferește de un ritualism cultic. Profetul Ageu spune în capitolul 1, le vorbește evreilor care tocmai s-au întors din robia babiloniană și le vorbește despre starea lor spirituală, o stare care este deplorabilă. Și le spune, mâncați mâncare care nu vă satură. Voi sunteți cei care beți băutură care nu vă potolește setea. Voi sunteți cei care puneți banii voștri în buzunare sparte. Voi trebuie să puneți suflet în căile voastre. Pentru că în momentul în care omul pune cu adevărat suflet în ceea ce crede, în momentul în care omul pune cu adevărat suflet în trăirea sa spirituală, duhovnicească, pe care o reflectă în spațiul domestic și în spațiul public, atunci cu adevărat omul crede și se ancorează în realitatea de dincolo care este împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumim părintelui profesor și rugăm acum pe domnul pastor Marian Pădureț. Vă mulțumesc foarte frumos. Foarte scurt câteva gânduri pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră despre acest text minunat din Scriptură. Versetul 18. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, spunea Moise. Însușiți-vă, acceptați-vă, însușiți-vă autoritatea adevărului, îmbrățișați adevărul. Pentru fiecare din noi trebuie să existe un moment când decidem în dreptul nostru personal să acceptăm, să ne deschidem inima, sufletul pentru a primi fără rezerve adevărul lui Dumnezeu. Din acest punct se poate dezvolta o viață trăită cu Dumnezeu. Pentru fiecare om trebuie să existe un moment al adevărului, un moment al primirii, al deschiderii, al acceptării, al însușirii. Puneți-vă dar în inimă și în suflet cuvintele pe care vi le spun. După însușirea adevărului, cuvântul lui Dumnezeu prin Moise spune să le legați ca pe un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntari între ochii voștri. Mi-a plăcut foarte mult traducerea pe care a folosit-o părintele Iosif
pandantiv. Ideea de expunere constantă la cuvântul lui Dumnezeu, să-l ai mereu înaintea ochilor tăi. Nu te deslipi. După ce însușești, îți însușești, accepți, deschizi inima și primești adevărul, continuă să te expui lui. Continuă să-l ai întotdeauna înaintea ochilor. Continuă să apelezi la el și să te hrănești la el într-un mod repetat, zilnic. Continuă cuvântul lui Dumnezeu prin Moise și spune să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Atât de frumos ne-a expus reprezentantul cultului Mozaic despre această fațetă a acestui text. E vorba nu despre copii, e vorba despre noi. Noi suntem, e responsabilitatea noastră de a trăi acest adevăr. Ne-l însușim, ne expunem lui și apoi îl transmitem. Avem responsabilitatea fiecare dintre noi, după ce acceptăm adevărul, după ce ne expunem lui și ne lăsăm călăuziți, ghidați de el, să-l transmitem generațiilor următoare. Este responsabilitatea noastră. Încă de la începutul Scripturii vedem în răspunsul lui Cain, atunci când Dumnezeu îl întreabă, unde este fratele tău? Și Cain răspunde, sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Răspunsul este da, fiecare dintre noi suntem păzitorii fraților noștri. Trebuie să ne avem în vedere unul pe celălalt și în mod special generația care vine după noi. Responsabilitatea de a preda această ștafetă a adevărului celor care vin în urma noastră este a noastră. Și nu o putem face doar învățându-i în mod, știu eu, academic, prin prezentări, prin predici, ci în mod special printr-un exemplu. Pentru că oamenii vor face, copiii noștri vor face ceea ce ne văd pe noi că facem. Este o întâmplare deja celebră, e vorba despre un avocat celebru din Londra care într-o dimineață, mergând spre serviciu, așa cum avea obiceiul de fiecare dată, era o cârciumă înainte de cabinetul de avocatură și de fiecare dată intra în cârciumă și trăgea câteva șnapsuri. Într-o dimineață a auzit ceva zgomot în spate și când s-a uitat, era băiatul lui, era fiul lui care îl urma și îi pune întrebarea, ce faci? Și copilul spune, mergând de fapt spre școală, copilul, pentru că era zăpadă afară, copilul spune, încerc să calc pe urmele tale. De fapt, asta se întâmplă. E responsabilitatea noastră să călcăm și să urmăm calea cea dreaptă a lui Hristos. Pentru ca generațiile care vin după noi să umble la fel. Și să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile casei tale. E o identificare publică, vizibilă, cu acest adevăr pe care ne-l însușim în mod personal. Vine vremea, vine momentul în viața noastră când va trebui să mărturisim public despre identificarea noastră cu Hristos, despre adevărul pe care ne-l-am însușit. Da, credința e o chestiune privată, e între tine și Domnul. Nimeni nu-ți poate judeca, cântări inima decât Dumnezeu, dar vin momente în viață când va trebui în mod public să te identifici cu adevărul și cu Mântuitorul. Fac o scurtă paranteză, am fost întotdeauna uimit de exemplul lui Rahav din Scriptură. Când acei spioni, acelei scoade au plecat din Erihon după ce l-au cercetat și femeia i-a adăpostit și i-a scăpat după ce au coborât zidul pe acea funie, cărămizie. Oamenii scoadele se uită la femeie și spune ce vom ține jurământul de a îți proteja viața pe tine și familia ta cu două condiții. Unu, nu ne dai de gol după ce plecăm și doi, când venim și împresurăm cetatea, tu să lași funia în jos la fereastră. Pentru o cetate asediată să lași o funie prin care practic inviți invadatorul înăuntru era un act de curaj. Era un act vizibil de curaj. Să nu ne imaginăm că era doar așa o ață subțire care a lăsat-o Rahav. Nu era o funie. Era un act public de identificare cu adevărul. Vin momente în viața noastră când trebuie să avem curajul
să luăm poziție și să ne poziționăm acolo unde ne este și inima. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență și cu asta închei, este versetul 21. Și atunci, zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Amin. În țara în care a jurat Domnul Dumnezeul tău că ți-o va da. Pentru cel ascultător, pentru cel împlinitor, pentru cel credincios, pentru cel care și-a însușit adevărul, există întotdeauna promisiunea binecuvântării lui Dumnezeu. Întotdeauna există promisiunea răsplătirii. Nimic din ceea ce facem aici nu trece Dumnezeu cu vederea. Psalmistul spune la un moment dat, tu îmi strângi lacrimile în burduful tău. Nici o lacrimă, nici o rugăciune, nici un lucru făcut pentru Dumnezeu, nici un act de credință, nimic nu rămâne necontabilizat și nerăsplătit de Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Amin. Mulțumim mult, domnule pastor. Părinte Marius Staloș, câteva cuvinte despre acest text din cartea Deuteronomului. Puneți aceste cuvinte ale mele în inima voastră și în sufletul vostru. Puneți în traducerea Septuagintei, folosește un cuvânt, ktisis, ktitemi, care înseamnă fă-l singurul lucru pozitiv din viața ta. În timpurile noastre în care a fi testat pozitiv e de rău, înțelegem că un singur lucru este bun, cuvântul lui Dumnezeu cel viu. Pozitiv, în limba română, nu este o etichetare axiologică. Asta îmi place, asta nu îmi place, ăsta e bun, ăsta e rău, ci pozitum, în limba latină, înseamnă mă pot sprijini. Pot face un pas mai departe în viața mea. Deci când ni se spune puneți aceste cuvinte în inima voastră și în sufletul vostru, înseamnă să-l faceți principiu și fundamentul, care este unul singur. Apoi ni se spune să legați ca un semn la mâinile voastre și să fie ca un pandantiv între ochii voștri. Foarte frumoase și îndreptățite tâlcuirile pe care le-am primit și din partea părintelui ortodox și din partea părintelui pastor. Mie mi-a trezit în spiritul intertextualității biblice ecoul unui verset final din Cântarea Cântărilor. Pune-mă ca pe o pecete pe inima ta, ca pe o pecete pe brațul tău. Ce este această pecete? Cum bine știți, era semnul autorității celui care avea drept peste viața ta. Însă, în înțelegerea comună a bisericii, una de la început, pecetea, tâlcuită în limba greacă sfragis, era amprenta sacramentală, care unea cuvântul cu un gest care nu poate fi șters cu nimica. Întâi pecetea botezului. Am fost odată întrebat, părinte, e voie sau nu e voie să te tatuezi? Și am zis, dragă, dar și eu sunt tatuat. Unde? Zic eu, prin botez. Cum adică prin botez? Păi atunci am primit pecetea prin ungerea sfântă cu uleiul crismei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ăsta este tatuajul cel mai puternic pe care toate apele din lume, nu doar Dâmbovița, erau discuții între Dâmboviței la București, toate apele din lume nu o vor putea șterge, cum spune aceeași cântare a cântărilor mai încolo. Focul care nu se stinge, pecetea care nu se șterge, aceasta se cere prin îngemânarea sau nunta, cum îmi vine să spun, dintre cuvânt și faptă în
taina bisericii, în sacrament. Tainele nu sunt paralele cu cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt pecetluirea într-un gest, întâi liturgic și apoi existențial, până la sfârșitul vieții. Acesta este filacterul cuvântului lui Dumnezeu care este păstrat în ființa noastră. Purtăm această pecete oriunde în viețile noastre. Ni se spune pandantiv, a fost evocat din nou acest cuvânt și felicit traducătorii Bibliei Catolice pentru redarea acestui termen care evocă noțiunea de podoabă. Nu e vorba de a ne mândri cu orgoliu de cuvântul lui Dumnezeu, dar nici să ascundem lumina sub obroc. M-a întrebat cineva odată în Germania, eram la o susținere de teză și m-a întrebat, tu ce ești? Am zis, sunt catolic, nu fanatic, dar sunt mândru de ceea ce sunt, nu pentru a afișa identitatea polemic împotriva celor care nu sunt catolici, ci pentru a folosi imaginea deuteronomică a pandantivului. Pun în semnul dintre ochi ceea ce este mai de preț pentru mine. Atâta am, atâta sunt. Voi ce puneți între ochii voștri? Să fie o provocare deschisă la descoperirea cuvântului. Apoi, mai departe, când ni se spune pe fiii voștri să învățați aceste cuvinte, mie îmi răsună ca niște boxe aceste cuvinte, pentru că astăzi trăim într-o educație, mă doare să o spun, care a pierdut meciul în fața învățării. A dispărut aproape cu desăvârșire în lumea de astăzi gestul educativ de transmisie a unei învățături, pornind de la exemplu personal. E suficient să mă adresez pe doctor Google și să-i pun toate întrebările mele. În curând, și au început deja să fie roboți, care îți răspund la toate întrebările, chiar și la cele pe care nu ți le-ai pus deodată, vreodată. Cuvântul lui Dumnezeu spune, învățătura se transmite, nu se însușește singur. Și Sfântul Părinte în 2019 atrage atenția în pactul educativ despre această ruptură fatală dintre biserică, școală și familie. Aici, aceste cuvinte refac țesutul embrionar al unei entități personale și comunitare. Nu poate fi despărțită Biblia de școală, de familie și de comunitatea bisericii. Acolo este locul care servește și de frontieră și de graniță între intimitatea casei mele și ușorii ușii care mă deschid spre agora, spre societate. Într-o lume care vrea să facă religia numai un drept personal de care să mă bucur numai sub plapul mă, iertați-mi expresia, se vădește valabilitatea și importanța ei publică. Dacă pentru mine este o valoare de căpătâi, nu o pot ascunde. Și în cele din urmă, ca să vi se mulțească zilele voastre și zilele fiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților că le-o va da, este împărăția lui Dumnezeu. Este împărăția lui Dumnezeu în care sunt lăcașuri multe, în care este loc pentru fiecare care poartă această pecete în inima credinței sale și pe mâinile lucrărilor sale. Mulțumim, Părinte Marius Taloș. Ne apropiem de final și aș dori să subliniez așa sau să trag câteva concluzii scurte la sfârșitul acestui simpozion biblic. Pentru noi, ca Biserică Romano-Catolică și pentru Episcopia Romano-Catolică de Iași,
Este o reală onoare să avem astăzi niște invitați de asemenea calitate și să putem găzdui un eveniment atât de frumos. Mai mulți dintre dumneavoastră au semnalat faptul că este ceva unic, cel puțin față de ceea ce eram noi obișnuiți până acum. E un moment, cred, o zi de binecuvântare pentru noi. S-au întâlnit aici două orizonturi, orizontul academic și orizontul pastoral. De fapt, scuzați, acesta de fapt este scopul acestei întâlniri. Să înțelegem că Biblia trebuie să ajungă la oameni. Așa cum dorea Conciliul Vatican al II-lea, ca toți creștinii să aibă acces larg la Sfânta Scriptură. Mulțumim din suflet invitaților, mulțumim tuturor care ați fost prezenți astăzi aici, îi mulțumim Domnului că, iată, pe terenul binecuvântat al Scripturii, catolici, ortodoxi, protestanți, dar și frații evrei, dar ne regăsim și putem descoperi împreună frumusețea acelui a fi împreună. Hinei matovu manaim, shevet achim gam yahad. Mulțumim tuturor încă o dată, scuzați, pentru acest lucru. Mulțumim și celor de la Radio Ercis care au înregistrat aceste minunate prezentări și conferințe și discuții și pe care le vor prezenta în programele de radio din zilele următoare. În final, vom recita o rugăciune pe care o găsim pe această pagină, rugăciunea către Creator, așa, și apoi îl vom ruga pe Preasfințitul Iosif să ne dea binecuvântarea finală și poate însuțită de un cuvânt final. Te spune, da? Stăpân și societăți mai sănătoase și o lume mai demnă, fără foame, fără sărăcie, fără violență, fără războaie. Inima noastră să se deschidă tuturor popoarelor și națiunilor de pe pământ, pentru a recunoaște binele și frumusețea pe care le-ai semănat în fiecare dintre ele, pentru a crea legături de unitate, de proiecte comune, de speranțe împărtășite. Amin. Preasfințite, le dați o binecuvântare. Spuneam la începutul acestui simpozion că în mandatul meu de episcop al diecezii romano-catolice de Iași este primul eveniment de acest fel interconfesional și interreligios. Și aș vrea și exprim din nou această dorință să fie urmat de evenimente viitoare, asemănătoare, prin care să învățăm, să ne cunoaștem mai bine unii pe alții, să ne prețuim mai bine unii pe alții, să vedem ce este frumos și sunt atâtea lucruri frumoase în fiecare, la fiecare confesiune, fiecare religie, și să facem de altfel, să punem în practică ceea ce Sfântul Apostol Paul, când l-am citat și îl citesc din nou acum, din Epistola către Romani, capitolul 12, spunea: fraților, iubirea să fie fără ipocrizie, urâți răul, atașați-vă de bine, învățați-vă unii pe alții cu iubire frățească, întreceți-vă în a vă stima unii pe alții. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat acest har al întâlnirii astăzi, al acestei întâlniri interconfesionale și interreligioase, și îl rugăm să facă rodnică
munca noastră de a ne cunoaște mai bine, de a ne iubi mai mult, de a ne prețui cu adevărat. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Simpozionul biblic s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim.